tu să bei astăzi la podcast? Avem apă, ceai, cafea... Sau ceai. Ceai. Da, ca să fiu mai British. N-am crezut că vei pleca din viața mea. Avem și pălincă. Aveți și pălincă? Și vin. Nu, cred că e cazul, că după aia mă urc pe pian. Bine. Oare am să pot iubi pe altcine? Am clubul ăsta pentru tine. Ce pentru, drăguț. Pentru mine sau e pentru bradul vostru? Bradul atunci nu e pentru mine. Pentru tine până la brad. Bine, am eu ceva pentru voi atunci. Hai, ce drăguț. Da? Hai să mergem atunci. Hai. Hai. Să vedem. Te plimb un pic pe aici, pe unde țin copiii cursurile. Ah, ce tare! Aici suntem la academie, nu? Da. E academie, ce chestii frumoase face Horia. E prima oară când vin aici. E cineva aici? Nu, dar eu sunt un tip curios. E bine. Ana, bam, bam, bam. Asta, asta e un labirint pe bune. Da. Stimați telespectatori, buni, bine v-am găsit. Suntem suntem aici. Ce n-am nici de declarat? Dacă ești pregătit, avem doar cineva aici. Cine? 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 Cine să fie? Un prieten vechi, vechi de vreo 20 de domnilor, bună seara, bine ați venit, bine v-am găsit. Este vorba despre un hit. Este vorba de hitul care mi-a sunat în cap an de-a rândul. Conduceam mașina spre mare, ce auzeam? N-am crezut că n-am crezut. Salut, băieți! Salut, salut! Salut! Hai să dau mâna cu ei. Dă mâna cu ei. El este... Și el este, dar el este. Băi, senzațional. Deci tu m-ai adus... Mamă, dar tu dai cu toată echipa! Dar de ce nu, mă? E singurul care a făcut asta. E singurul care a făcut asta. Deja... Deja ești... Îți spun... Deja ești favorit. Ai aveți răbdare până la final. Eu zic să nu speculăm. Și că așa sunt eu. La început sunt favorit, după aceea, aoleo, acreală totală. Exact, când mai pleacă ăsta? Da, Horia, ne întâlnim după atâția ani. Tu la fel de frumos, eu m-ai chelit puțin, am albit. Nu, exclus la fața asta. De ce? E adevărat. Nu, n-ai nici... Se vede, adică... It's obvious. Ăsta e microfonul tău, faci ce vrei cu chiar el. Chiar m-am gândit, știi, îmi imaginez așa industria muzicală, dacă noi imaginăm așa ca pe un muzeu de ăsta, știi? Așa, ia. Te-ai dus în spate acolo unde sunt articolele pline de praf. Știi? Da. Bă, ia să mă uit, frate, ce faci? Era mișto, mă, la vremea aia, știi? Șerban! Ia vină, mă, cu aceea, stai puțin la intrare, scuturați-l de praf. Ia vină, mă, băiete, să vedem. Do, re, mi, fa, funcționează. Nu, iartă-mă, dar dacă tot să continui povestea ta, într-o altă poveste, domnule Șerban, auzi, da, ălea pe care le-am băgat în beci, adult, exact, băi, parcă erau unul cu brânciu, adult, te rog, din beci,
Păi da. Nu știu, dar s-a pus peste el molos. Nu contează, adu-l încoace. Sau e Night at the Museum, știi? Da, da, da. Vii cu amuleta și am scris să fie de viață. Da, Night at the Museum, bă. Asta e noaptea la muzeu, băieți. Mersi de invitație, Horia. Iată, nu mă așteptam să ajung și într-un podcast cu asemenea pedigri și cu asemenea succes. Pedigri! Da, mă, iată, ce vorbim? Eu sunt negru, nu sunt gri. Dar da. E bun asta. Vreau să vă spun că Șerban mi-a adus o carte, îi spune în franceză, în primul rând, da, și spune așa, toi, pas toi. Da. Toi pa toi este, da. Păi da, dar am făcut o glumă. Trebuie să râdeți. Râdeți puțin? Ale, n-ai fost pe fază. Aia. Stai puțin că e cu CD incorporated. E old school. Este o carte pe care am scris-o, am lansat-o în 2013. 2013? Da, da. Ai văzut? Tot plină de praf e și asta. Mă, mie îmi face mare sunt plăcere. Sunt foarte actual. Adică... Da. Iar pe spate scrie așa. Iată-mă, înghețat bocnă și cocoțat în spatele unui troll. Ținut în viață numai de speranța că vom salva Crăciunul. Eu, un băiețel de doar 7 ani de la oraș, mă îndrept spre Polul Nord, urmărit de 9 lupi flămânzi în frunte cu înspăimântătorul hoț al hamurilor magice. Scuze-mă, unde bate chestia asta? Cine sunt lupii și cine este înspăimântătorul hoț? Uite, și acum sunt conjurat de lupi. Păi, iese 1, 2, 3, 4, 5... Cred că găsim aici. Hai să ne calmăm lupilor. Pentru a celebra cartea ta, un zgomot de lup din partea tuturor. Nu mai știi cum face... Nu face la tobă. Lupii fac așa, 2, 3 și... Iată cum am transpus această carte în realitate. Da, mă bucur foarte mult. Eu dau lui Toma și Minei, inevitabil. Cu mare drag. Și Crăciunul bate la ușă. Asta să fii foarte conștient de lucrul ăsta. Știu. Eu vreau să te simți astăzi cel mai bine din toate întâmplările tale. Oamenii poate nu știu, unii își mai mintesc. Bună, eu sunt Șerban Copoț, poate nu știu. Dar noi suntem vechi. V-am zis că e Night at the Museum. Da, da, da. Noi suntem un fel de oldies but goldies. Da, și spune. Fii atent introducere. Oh, stai să mă țin. Deci am o foaie foarte plină de informații și de introducere. Deci fiți atenți aici. Ah, să nu mă faci să plâng. Aș vrea, cred că o să plângem în ultima instanță. Serios? Da. Încep de pe acum. Așadar, s-a născut la Constanța pe 2 iulie 1981, este actor, cântăreț, prezentator, familist, iubitor de natural și de lucruri simple. Face manuale pentru exploratori, iar numărul lui norocos trebuie să fie 3. Are 3 copii, are 3 frați și 3 animale preferate. Mulțumesc, iubită fica. Prima lui... Porecla a fost... Zi. Ziceți, o poreclă. 3. Porecla 3, mă? Zi-o... Cum? Mai 3. Băi, dacă... Nu. Nu o să ghiciți. Prima lui poreclă a fost gâză. Da. Tocmai pentru că iubea foarte mult... Gâzele. Bravo, copii. Tot el, atenție și acum lovesc în la amorul propriu, tot el este cel care practică sailing-ul de la 9 ani și din 2019, vreau să vă notați asta, îndeplinește postul de, dacă o să-l cer scuze, Janneker Trimmer. Da, e, Janneker Trimmer. Asta pentru mine, pentru mine. Și ajută skipperul la tactică și strategie pe vasul Hope. Hope, da. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning light. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning come. Și încă ceva, 1999, oficial, vă spune ceva? E bine, anul viitor, acum trebuie să bați. Anul viitor, vom sărbători 25 de ani. Da. 25 de ani de când s-a născut una dintre cele mai nebune trupe din țara asta,
numită Animal X. Dragii mei, dați-mi voie să vi-l prezint pe Șerban Miron Copoț! Mulțumesc! 20... Da, acum e... Și fie de-acum! De, nu, nu, la început, melodiile Animal X erau așa, fie de aici. După 25 de ani, ele sună romanță. Deci, efectiv, unii ar putea interpreta această întâlnire. Un șlagăr, da. Cum s-a devenit o piesă house, dance house, un șlagăr. Vreau să vă spun că tot ceea ce s-a întâmplat în copilăria lui Șerban a avut o reacție și o consecință în viața lui de adult. Bine, noi niciodată nu o să devenim adulți, dar asta nu te deranjează. Noi sperăm, da. Așa. Sindromul Peter Pan. Înainte de toate, adultul Șerban vrea un ceai. Mulțumesc pentru ceai. Asta e ceai, bine? Da. Ce? Bună. Un vârf de agave. Un vârf de agave? Ok. Sunt mai sofisticat după 25 de ani. Trebuie și puțină agavă. Dar un vârf așa. Voi încep. Iubire, dar mie nu faci nimic? Chiar vreau și eu agavă. Da, te rog, să și gust. Vreau să te, cum să spun, să te surprind din prima și să te întreb cu cea mai mare cu cea mai mare responsabilitate. Uită-te. Da, aveam capul mare. Da, erai o frumusețe de copil. Deci copilul ăsta din tine... Ce s-a întâmplat între timp? Ha, mă, nu. Era o frumusețe de copil. Ce s-a întâmplat, domnule, între timp? Deci acum ești rău. Acum văd răutate în... E fix înainte de Cernobâl poza aia. Că l-a fost în 86. Probabil că eram mai mic, cred. Da. Nu știu, dar tricoul era pe fashion, clar. Și da, poza era homemade. Zim piesa ta preferată de Pink Floyd. Dark Side of the Moon. Băi, e greu de ales. Și acum trebuie să ne spui și de ce. Pentru că frații tăi, mare a fost primii tăi coordonator muzical, ca zic. Da, la ei ascultam muzică și în genere puneau mâna pe muzică pentru că tata era navigator. Și aveau prieteni, noi fiind din Constangele, să-ți dai seama, se mai plimba muzică pe acolo și de câte ori ascult Pink Floyd, îmi vin niște arome din copilărie. Din copilărie. Extraordinar. Știi? Adică asociez nu neapărat cu fenomenul care a însemnat Pink Floyd, dar mă leagă clar copilăria de acel sound. Extraordinar. Știi, mă întorc... Muzica produce foarte multe amintiri, știi și tu. Adică absolut. De-aia foarte multă lume asociază muzica noastră cu, bă, ce mișto era pe vremea aia, știi? Dar de fapt retrăiești tinerețea, retrăiești clipele alea, te duci atât de mult în zona senzorială încât îți vin arome. Ții minte și acum că erau niște dulciuri, așa ca niște virmișuri colorați pe care nu-i găseai în România. Și când am ascultat pentru prima oară Pink Floyd pe pickup, venise din voiaj și adusese și dulciurile alea și automat îmi vine acel gust în... Extraordinar. În gură. Erau niște, ca niște bastonașe? Da, ceva de genul ăla, ăsta. Cu roșu și alb, așa? Nu, erau niște chestii mici, era ca un fel de sprinkles pe care pui acum pe dulciuri și acum se găsesc pe toate drumurile, știi? Dar atunci foarte rar puneai mâna pe așa ceva, da. Să reții combinație de muzică, gust și... Da, da. Și fratele meu că studia la chitară și... Da. De foarte multe amintiri frumoase din perioada aia, deși era o perioadă plină de lipsuri, dar fiind o familie unită, ne-am descurcat și în perioada aia. Eu am înțeles că tu erai vedeta familiei. De ce am înțeles eu chestia asta? Da, eu duceam cel mai des găleata de gunoi. Da, era, cum să spun, chain of command. Trebuie luată pâine, mă duc să iau pâine.
Adică de la mama până la trei frați nici nu mai așteptam. Adică era clar că eu mă duc, adică că știu mă e. Trebuie să greata cu noi, trebuie să greata cu noi, trebuie să mă duc să duc greata cu noi. Cam genul ăsta de vedeta familie eram. Da. Dar te-ai obișnuit foarte... cu limbajul ăsta, pentru că tu la 9 ani când ai intrat în sailing, probabil da. Că atunci ai învățat primele comenzi. Nu, le învățasem dinainte de la frații mei. Comenzi curte și foarte clare. Adică nu exista vreo ieșire din decor. Au rămas tot în Constanța? A, doi suntem la București și doi sunt la Constanța, da. Doru și Filip sunt la Constanța, navigatorii au rămas acolo. Navigatorii? Da, da. Deci voi acolo... Practic era unul Vasco da Gama, unul Cristofor da, Colum și altul Fernando Magellan. Și tata, Dumnezeu să-l odihnească, el a fost primul din familie care a navigat. Și după aia, bineînțeles, că noi am făcut liceu, am făcut liceu militar de marină, 2 ani, după aia am făcut liceu de marină civilă, Navrom. Mm-hmm. Și doi frați, cei care sunt la Constanța acolo, au făcut și academia și liceu de marină. Deci vin în familie de marinari. Tatăl tău, știu că asta spunea odată că, băi copii, joacă, dar școala să fie pe primul loc. Da. Adică școala era legată de note, aveai note bune, puteai să te duci la distracție. Da. Și eu am avut o perioadă în adolescență în care tata nu... Adică fix începutul Animal X s-a întâmplat cu greu în ceea ce privește relația mea cu tata, pentru că el n-a fost de acord cu industria muzicală. Deloc. Și eu trebuie să fac și o prostie care nu se făcuse deloc la mine în familie. Am fugit de acasă. Tu ai fugit de acasă? Am fugit de acasă 3 zile, da. Tocmai că el nu credea în visul ăsta al meu cu muzica, cu dansul. Atunci era doar dans. În 98, 97 începusem și... După cele 3 zile în care au venit frații la mine, bineînțeles că au trecut și până, bă, dacă nu vii, te sparg. Elegant. Într-un final, ca între frații. Adică da, atenție, atunci nu erau telefoane, adică nu i-a dat mesaj, bă, dacă nu vii, te sparg, da, ci... Da, da, da. Pe vorbă, pe direct. Exact. Așa, așa. Când am venit acasă, mi-a zis, bine mă, ții tu așa mult să faci treaba asta. Adevărul e că trecuse și de 2 ani de liceu militar, liceu militar s-a desființat în 98. Deja eram extraordinar de independent, adică nu mai găseam locul acasă. Și a fost acest crash între mine și tata. Și după ce m-am întors acasă, mi-a spus, ok, hai să facem o înțelegere. Te duci, vezi de muzică, dar nu la școală. Și? Bineînțeles, m-am dus la facultate, am terminat, mi-am luat licența, adică relația dintre mine și tata, deși începuse foarte greu în adolescența mea, că eram nebădăios, tembelozaur, așa, o vopseam în cap, făceam... Las că știu asta, babele. Asta cu vopselul, știu pe asta cu vopseam. Băneau doamnele în vârstă, să nu zic babe, în tramvai și făceau nescuipau și făceau cruci, că suntem sataniști, cred. da. Eram satanist, nu cred așa ceva, eram fan... 99 asta? Nu, 97, 98 eram fan Prodigy Thomas. Se lansase albumul The Fat of the Land și eram nebunit și dai seama, coarne de-astea, vopsiți cu felul de vopsiți, că nu găseai de... O aventură. Și asta a fost deal-ul meu cu tata. Școala să rămână totuși acolo ca plasă de siguranță. Și mulțumesc și acum acolo unde e, că... Și eu totuși am avut, îmi dă dovadă de ceva maturitate, că nu m-a luat valul cu tot succesul care a fost, toată nebunia aia, totuși să-mi văd de școală, știi? Asta sper să facă și copiii mei, doamne. Mulțumesc, Mire. Și mai am ceva, dacă... Mai ai ceva? Ce? Ce mai ai? Nu, de altă, dar vine Crăciunul și masa trebuie, știi foarte bine cum mesele astea de Crăciun trebuie să fie destul de pline. Mamă, masă de Crăciun. Iubire, ca o masă de Crăciun, să răsară cel mai bun. Din Antigua, de unde e asta? Din Dâmbovița. Da, crevetele de Dâmbovița. Sunt e crevete de Dâmbovița combinat cu O să plâng. Gâsele pe care le-am cules acum. Da, cine le-a gătit? Eu le-am gătit. Eu l-am gătit, da? Tu le-ai gătit? Perfect. Dar chiar tu gătești sau? Eu? Da. Uite. Nu asta, am înțeles că mănânci. Am pus un tricou negru. Așa. A black t-shirt. Yeah. Black pantalon de training.
So ca să fiu un trending. Ok. And gata. And that's it. No kiloți. And that's it. No underwear. No, yes. Ok. Ok, când dai pantalonii jos, vedem urme de frână. All right. Oh. Poftă mare. Poftă mare. Aș vrea să chem din frații tăi să vină aici imediat să să mă pună la punct. Să le pun la punct. Da. Vreau să te întreb o chestie, pentru că noi ne-am întâlnit, prima noastră întâlnire a fost în, cred că în anul 2000. Da, da, da. Noi în anul 2000, când mai păream copii. Acum nu mai sunt decât niște vișini. Da. Te întreb o chestie. Atunci în anul 2000, eu l-am cunoscut cumva pe tatăl tău, ne-am întâlnit undeva la mare. No. Știu că era... Nu știu, că era... nu știu. Ăsta... Nu cred. Nu, tata nu. A venit la un singur concert de-al meu. Nu, 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 nu-mi spune așa ceva. Da, 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 da. Un singur concert? Da, da. Unde asta? În București sau în Constanța? Nu, era în Constanța. Avea foarte mari emoții și tata, ca și fratele meu Filip, avea extraordinar de mari emoții când urcam pe scenă, nu putea să se uite sau să mă urmărească la emisiuni sau, știi, se emoționau foarte tare. Deși el comandant de navă, adică a salvat vieți, adică omul a avut o istorie absolut impresionantă, dar avea chestia asta cu mine pe scenă și n-a putut să vină decât o singură dată, a fost la un concert, să mă vadă live cântând. Norocul meu că a fost un concert de succes. Știi? Multă lume cu na, na. Dar nu, 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 sigur. Nici la lansări, nici la, adică nu ți-a spus, dar cred că te-a urmărit. A, asta da, 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 categoric. Oricum cel mai mare șoc a fost, am fost la emisiunea la Te cunosc de undeva. Și acolo trebuie să treci peste niște bariere, da, 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 da. Mari de tot, mari. Deci, să te îmbraci în rochie și să oarzi sexy e o chestie care într-o familie de bărbați intră cam greu, se digeră. Dar și tata, tatăl, uite ce e... mă așteptam să-mi zică, știi, moștenire aia nu mai e. Da, te-am dezmoștenit, da, știu. Știi adresa aia, uite-o. Nu, dar mi-a spus, bă, tu ar fi trebuit să te faci actor. Și zic, wow, wow. Așa ți-a zis? Da, 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 serios. Mă așteptam să existe niște discuții. Bă, unde te duci? Ce faci? Te îmbraci? Bă, cu tare, bărbatul e așa și nu știu cum. Old school. Da, 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 da. Dar mi-a spus chestia. Tu ar fi trebuit să te faci actor, mă, copile. Zic, ok, super tare. Tata! Zic, a fost așa. Am avut o parte de o descărcare emoțională, pentru că mi-a fost extrem de greu și acum nu o să uit cât o să trăiesc în momentul în care mă epilam pe picioare pentru momentul de la TV. Și eram baie și zic, ce dracu fac cu viața mea? What? Știi? Și eu mi-am ok, dar n-ar trebui să mă distrez și eu? Da, 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 da. Adică da, mă da. Se distrează. De ce atâta chin? Da. What? Aoleu, deci nu spun ce ordeal a fost pentru mine. Asta să mă urță. Dar nu vă putea spune ciorap negri? Nu. A, trebuie să fie... Nu, eram ceva ca un grinch, probabil. Și o firele de păr de pe ciorapia, că nu sunt zis. Genul... Adică am părut ca un păianjen așa, cum, știi, că tot vorbeam de pantalonii tăi de training. Se vede! Înțelegi? Adică nu sunt fotbalist să mă epilez sau genul ăsta. Nu, așa sunt eu. Eu înțeleg ce s-a întâmplat la televizor, dar vreau să spun că în toată copilăria ta ai avut două aspecte interesante. Unul, învățătoarele tale, te puneau în mamă, cor. Mamă, dar ce... Da. E bun? Foarte bun, nu? Dar ce documentat e. Da. În copilăria ta tu ai avut două aspecte. Da, 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 aspectul ăsta. Deci este dar nu trebuie să fie un scaun de la care să stau așa să, să-mi spui, da. Eu ca să spun, sunt gândurile tale. Eu sunt psihologul vorbitor. Da. Ceea ce nu se practică, dar eu practic pentru viață. Vreau să mergi la un psiholog nevorbitor, că... E, și pe mine, ca să vezi cât sunt documentat, te să știu, te dau pe spate. Că tu ești un profesionist, Horia. Pe la 10 ani, tu te duceai deja, făceai primele expediții. Ok, da, da, da. Unde te duceai să le faci? Am început chiar de mai devreme. Eu, dintre când eram copil, mi-am dorit foarte mult să merg în tabere. Părinții mei n-aveau bani să mă trimită în tabere, așadar făceam eu taberele cu prietenii mei de la bloc. Și făceam expediții, mergeam la Babadag, la pădure, sau mergeam la pescuit cel mai des. Și ne luam cu noi o tablă, niște sare, pâine... Ne trezeam la 4 dimineața, aveam noi fluierătura noastră care strigam acolo în cartier, o fluierătura a găștii. Iartă-mă, trebuie și... să o exprim. Care era fluierătura găștii? Știi că eu sunt invidios pe toți cei care pot face chestia asta nu și eu. Nu pot să fluier? Nu. Serios? Fac...
Atât pot. Serios? Și pot să fac atât. Păi tot un fluier drept. Ma. Și mai știu să fac și cu două degete și... Joacă pe asta. Așa. Nu, deja sunt cine fluieram? Complexat la faza asta. Nu pot să fac nimic. Bun, aici manage work cu fluierăturile. Nu. Poți să faci asta? Yeah. Da, cucu. Da. Deci, suntem cucu, guys. Deci, eu știam că ăsta e cucuștiu, dar oricum e ok, e o pasăre care trăiește și ea printre noi. Da. E clar. Și mergeam, mă plecam în expediții cu copiii, aveam un cuțit al meu făcut, un arc făcut tot de mine, munceam foarte mult, îmi plăceau foarte mult chestiile astea, outdoor, mă și influențau firmele astea, vine tu și ideea de a explora, de a umbla pe natură. Și mergeam, ți-am zis, cu o tablă la noi, la pescuit, sare. Ce înseamnă tablă? O bucată de tablă. Și ce făceai cu tablă? Hai să-ți spun, și pescuiam, și scoteam scoici și le prăjeam și mâncam acolo, că nu ne luam mâncare cu noi decât niște pâine. Și mâncam scoicile, midiile, pac frumos acolo, făcute pe tablă, guvizii pe care le prindeam, cu sare și asta mâncam cu pâine. Și stăteam toată ziua pe malul mării, la diguri și ne jucam, pescuiam, pe tactar și cam asta era. Și când mergeam în expediție, alea se întâmplau când mai reușeam să punem deoparte un copan sau ceva. Știi? Expediția egal copan. Era, da, că acolo n-aveam ce guvizi să prindem în pădure. Corect. Și când ne apuca foamea, că ne trezeam la 4 dimineața și ajungeam seara acasă. Și nu luam noi autobuz, ne făceam tot felul de trasee. Și atunci făceam focul și prăjeam copanele alea și stăteam și noi, mă luam și un cartof cu el, făceam frumos în jar. Cu cine? Care era gașca ta? Ai mai luat legătura cu ea? Mai știi de gașca ta? Da, babuinul, pasăre, porcul, vierme. Yeah. Vierme era de atunci în gașcă? Da. Păi el era în spatele blocului meu. Adică eram, știu de când se încălța cu fesul. Că el e mai mic ca mine. Mai mic decât mine, da. Mai mic decât mine cu 3 ani. Extraordinar. Da, și era în gașca noastră și umplam ca niște nebuni. Știi, eu diferența între mine și tine este una mică. Tu dădeai numele unor oameni, iar mie mi se spunea simplu Tarzan. Really? Da. De la ce? O statură. Atunci aveam pectoral, biceps, triceps și quadriceps și... Și Liana unde? Am lăsat-o, Liana Stanciu este prezentator la Magic FM. Și, salut, da. Mi-e foarte dragă. Ai fost zilele trecute la ea? Nu. Nu? Nu. N-ai fost? Nu. O să te duci. Bun. Nu, cândva o să te duci, nu e o problemă asta. Eu cred că tot ce ai făcut tu te-ai influențat să faci ceea ce faci astăzi. Categoric. Adică și faptul că n-am fost niciodată într-o tabără m-a dus către acest vis de a face tabăra visurilor mele. Mm-hmm. Cea pe care o fac acum, tabăra exploratorilor, unde vin copiii și învață o grămadă de chestii absolut tari pe care nu le pot învăța nicăieri în lumea asta, în modul ăsta educativ pe care l-am conceput. Și da, toate au o cauzalitate, niște chestii, poate niște lipsuri, niște vise da. Care s-au întâmplat în copilărie. Sunt bine, domnul psiholog? Mergem mai departe cu gândurile tale. Câte trofei câștiga la yachting? Alături de echipajul Hope, care este ca o... Când erai mai tânăr. A fost campion național în 1996, trofeul Tomis, aveam ceva medalii și cupe. Iartă-mă, pentru că eu sunt un neavenit, un profan în domeniul ăsta. Ca să câștigi un trofeu la yachting, tu trebuie să scoți o barcă din larg. Cu vele, pe cu vele. Da, pe barcă cu vele, da. Da, trebuie să conduci barca. Depinde, poți să fii singur pe barcă sau poți să fii într-un echipaj de doi. Am fost pe barcă singur. Și toți campionii mondiali au început pe această barcă, se numește Optimist. E o barcă Optimist, da. E o barcă pe care o folosesc copii. Dar acolo se face ABC-ul sailing-ului și tot ce înseamnă tactică, navigație și tot ce ține de curse. A făcut cineva sailing de aici? Nu trebuie să-mi răspundeți. Mai bine ascultați și puneți-vă la punct viața voastră. E singura chestie pe care o știu despre sailing, este I am sailing, I am sailing. Da, vezi că o parte din echipă cântă I am eating right now. I am sailing forevermore to be with you, to be free.
Da, și cam asta se întâmplă la sailing. E un sport foarte complex, din punctul meu, bine, sunt subiectiv, dar mi se pare cel mai complex sport și bucureștenii pot să-l practice pe Herăstrău, există cluburi de yachting. Și chiar îndemn să se ducă să facă acest sport, pentru că, pe lângă faptul că este minunat ca activitate, da, este și un anturaj mai deosebit. Adică lumea care are curajul să se urce pe barcă și satisfacția pe care o ai. Și acum știu, când am ajuns acasă prima oară la 9 ani și m-am întins pe pat, era o cuvertură verde și am zis, bă, zic, știu să conduc o barcă cu vele. Adică mi s-a părut, wow, știi, la vârsta de 9 ani, să știu să conduc o barcă cu vele. Că nu te-ai urcat în ea și pleci. Adică asta clar nu se întâmplă. It takes some time, câteva ședințe să înțelegi despre ce e vorba. Iar acum peste ani de zile, începând din 2019, da, cu această barcă cu, da, vele Hope. Hope, Hope, da. Cu Teddy Dumitrescu. Teddy, da, cu Teddy. Teddy. Este barcă, el este proprietarul. Sunteți 6 sau 5? Nu, suntem 8 echipajul. Dar, da, e o barcă. Dita mai vaporul. Da, nu e chiar vapor. Sunt barci cu echipaj de 11. Dar noi, în general, mergem 7-8 oameni. Avem titlul național de 4 ani, îl avem, și Cupa României de vreo 3 ani. Dar știu că mie mi-a mai spus... Adică suntem campion național în titră. Nu, nu, stai, numai, că... nu, ei nu reacționează la campion național. Da. Okay. Dar mie mi-a spus Andy Moisescu despre, da, de chestia asta, pentru, serios, că și el participă cu o fregată. Nu v-ați întâlnit? Ne-am întâlnit, da, da. Da, da, ne-am întâlnit. Dar era mai mult pe media, pe de-astea, știi cum. Nu, a început și el, e pe... Pe mine mă amuză că ne-am întâlnit și m-a întrebat, dar tu ce faci aici? Zic... A, v-ați întâlnit acolo, la mare. Dar tu ce faci aici? Că eu știu ce fac aici. Da, dar nu știa de da, normal, o glume am. Adică eram, da, foarte multă lume era uimită când mă vedea, că sunt, e noul... trend, ca să spun așa, foarte mișto, în care, aha, oamenii vin și fac școli de sailing, sunt o grămadă de școli, de, chiar o grămadă, nu sunt așa multe, dar sunt suficient de multe încât să poți să vii să-ți iei un brevet de sailor. Și vin foarte mulți oameni către sailing și se regăsesc în treaba asta. Adică poți să fii la orice vârstă, să intri într-un echipaj, să-ți iei brevetul de yachting, să poți să conduci o barcă. Și ei nu știu de istoricul meu. Noi acolo, cei care suntem din 93-94, îți dai seama că ne știm. Și am așa deosebită plăcere să mă întreb, dar ce cu tine pe aici? E, am venit și eu. Am venit să spăl barca. Zic, mai fac și ceva pe aici. Mi-au zis, băieții, că e ceva de cusut. Eu-s croitorașul cel vitez. Dar nici eu nu știam în anul 2000, acum 23 de ani, că tu ai... Ai făcut în, da, dar în 2001 sau 2002 trebuie să-ți mulțumesc că ai avut invitat la tine în emisiune antrenorul meu și ați vorbit despre yachting. Ia, gata? Opa! Da, da, da. Da, da, scafandru nu e, da, sub acum, apă. Acum clar putem să-i dăm brevet de amnezie. Nu, nu, da, nu, da, da, nu. Da. Pe vreme. Mai multe emisiuni și nu știu, da, exact, cred, cred, pe care cred, am avut, cred. Dar... La microfonul în formă de os ți-l mai aduce aminte, nu? Aoleu! Okay. Aoleu! Dar pe Nicoleta Luce o ți-o mai aduce aminte? Cum să nu? A, nu, uite, Nicoleta, chiar mi-a dat-o pe vreme, pe vreme aia Nicoleta Luciu nu ține umbră pământului, ținea, cum îl cheamă, Dino Maxer pământului. Era... Aoleu! Știi cum era? Peste tot era Dino, era îndrăgostit în vreme, era și frumoasă. Este foarte frumoasă. Da. Da. Au fost niște vremuri frumoase. Știu că tatăl tău a rămas în Germania. Da, așa este. De fiecare dată, eu ascultam Europa Liberă și de fiecare dată mă gândeam că oamenii care au jumătate de familie în Germania și stau în România vor avea foarte multe probleme din cauza securității și în tot contextul ăsta. La tine cum a fost? A fost extraordinar de greu. Pe chestia, adică familia a plătit foarte mult, am fost urmăriți, nu mai vorbim de corespondenți. Da, 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 ascultați. Fratele meu, de exemplu, n-a avut voie să dea la Academia de Marină pentru că tata era plecat din țară și ei mei nu erau membri PCR. Și practic s-a interzis accesul la studii pe tema asta. Așa au fost ai mei, n-au vrut să meargă neapărat cu trendul, nu au vrut să... Au fost așa... Când ai coloană vertebrală, se întâmplă să te mai și lovească, da, viața, da, da. Dar nu mă așteptam să intri în subiectul de-astea, Horia. Da, nu, eu, pe mine, pentru că, îți dai seama, tu ai trăit, da, din,
din 81 mai trăit 9 ani acolo. Aia am simțit din plin, cu tot, cu cozile, la lapte. Dar eu înțeleg melancolia pe care o au unii dintre oameni. Și, dar pentru mine perioada aia a însemnat într-adevăr familie, pentru că am fost foarte uniți. Da. Dar au însemnat și părțile rele, în care trebuia să stai la bătaie, pur și simplu, pentru niște tacâmuri de pui. Da, să mergi în alimentările care erau albastre, dacă vă aduceți aminte, de la creveți și conserve. Da, știi? Și picioare de porc. Dacă găseai Adidas. Dacă găseai Adidas, erai pe lux. Că așa le spuneau Adidas. Era lux dacă găseai. În general era pește congelat, pește la conservă, creveți vietnamezi și... Da, mă, creveții vietnamezi, Dumnezeule mare, că da. Era pentru prima dată când puneam o în ulei și să umflau, da. Exact. Așa se umflau și în burtă. Și ținea de fomică și partidul mergea bine, mai departe te erai pe creveți, ia uite acum. Creveți de aici. Ăștia s-au umflat altfel. Da, ăștia s-au umflat natural. Da, a fost o perioadă în care mă face să admir pe mama mult mai mult, pentru că să fii părinte, că acum suntem și noi părinți. Uh-huh. În vremuri atât de sinistre, cred că îți rupea sufletul în 14, să știi că nu poți să oferi copiilor corect. Un minim. Și voi erați patru frați. Da, un minim. Și acum asociez mirosul de portocală cu Crăciunul. Doar atunci vedeai dacă aveai norocul să prinzi o portocală. Era miros de portocală, clar era... Și te bucurai pentru orice banană verde pe care o puneai deasupra pe dulap. Da, deasupra. Puneai în ziar, nu știu de ce le puneam în ziar, nimeni nu știe. Adică, spune ca să nu le vadă altcineva. Se te întrebe, dar banana aia de unde? Da, și era incredibil. Ți-mi minte că primisem de la tata un pachet, tata mai trimitea pachete care, bineînțeles, ajungeau 10% din care erau. Și mai rămânea acolo câte o revistă, gen cum primești de la supermarketuri, acum în poștă. Și nu-mi venea să cred că există rafturi întregi cu tot felul de salamuri, de mâncăruri, de astea, mi se părea ireal. Cum adică așa ceva? Și noi aveam alimentările alea albastre, adică poți să alegi chestiile astea, zic, sunt reale, adică... Și erau și revistele cu haine. Atâtea haine Neckerman, sunt acolo? Neckerman. Atâtea? Era valută foarte pentru gospodine, că aveau și tipare de croială. Da, exact. Știi? Exact. Și apucau să-și mai facă și alte chestii. Eram într-un set de... Sunt convins că cineva le-a și decupat să le afișeze și le punea prin casă. Eu am pus câteva. Cu siguranță. Da, no. Nu știu dacă ea, dar în orice caz cum eram să nu, foarte multe femei nebuniți, adevărat. Da, căutau tiparele alea ca să poată să-și mai facă și ele altceva decât ce se găsea în comerț, că nu prea se găsea mai nimic. Să mă aduc aminte de un lucru. Mă bucur. Prima dată când am găsit o revistă Bravo, am luat-o, de obicei știi maculatura pe care o duceam la școală? Da. Am luat-o, mi-am decupat fiecare vedetă care era acolo, tata avea un dulap din 1800, și pe l-ai lipit acolo cu aracet. Aracet, tăticule. Și la un moment dat, prima dată când s-a dezlipit una, s-a dezlipit cu tot materialul din dulapul respectiv. Și tata mi-a zis, cum poți să distrugi? Dar niciodată a zis, nu pune. M-a lăsat să-mi fac colțul meu în care să am tot felul de persoane de astea, vipuri muzicale. Mai aduți aminte ce însemna să ai un rahan pe vremea aia sau un pif? Da. Mai țineți minte rahan și pif? Clar că am intrat într-un butoi nasol de melancolie. De ce nasol? Noi am trei chestii. Astea și probabil că și cei care se uită la tine, nu? Și aduc aminte cu drag de momentul. Să știi că dacă spui acum, i-am spus zilele trecute cu filmul, auzi, vezi, mergi până la alimentara. Și s-a uitat așa la mine? Dar bine că nu i-ai spus la agostat. Nu. Aprozar. La aprozar. Acum nu-i mai spune nimănui aprozar. Nu-i spune, nu? Te duci la fructe, legume, sau mai știu ce. Deci la market, supermarket, hipermarket. Da, e normal să existe evoluția asta, dar... Acum nu știam noi de băcănie. Băcănie. Da. Și toate hai astea... Hai că te-am prins în melancolie. Acum, bam, au venit amintirile. Știi care este că la mine acolo la... Așa este mai confortabil pe scaun, Horia, că să vorbim. Da, stai să mă așez și eu puțin așa. Hai, spune-mi, cum a fost copilăria pentru tine, Horia? Să începem cu o melodie de... Știi că de fiecare dată eu asociez trecerea timpului cu o melodie din Casablanca. Ok. Ta-ra-ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra-ra. The fundamental things apply as time goes by. Tu faci așa, gen, te-ai simt să cânt și eu cu tine?
Nu știu piesa asta atât de mult. Nu vreau să te așa frumos cânti. Te rog, te rog, nu te opri. Doamne și domnilor, aș vrea să vă spun că era o vreme de începuturi. Eu am debutat în 93, m-am pregătit cu tot felul de lucruri, dar când în 90, 2000, în toamnă am intrat la Neața. Și atunci la Neața, mă, a fost prima dată sau am întâlnit mai devreme? Nu, a fost prima oară. La Neața. La Neața. Ok. Parcă, da. Deci, nu, la Neața ne-am văzut. Imaginează-ți ce impact ai avut tu asupra mea. Wow. Ce impact ai avut tu asupra echipei care număra atunci pe următorii. Pe Michi. Da, știu, Alina. Pe Alina. Alina. Și pe Ionuț. Și pe Ionuț. Fii aici. Noi mergeam către mare în mașină. Nu s-a spus asta niciodată. De asta, după 23 de ani pot să spun. Ce tare. Fii aici. Și era melodia asta. Deci, scuză-mă. Nu sunt multe versuri, dar sunt versuri. Deci, fii aici. Puteai să pui pe un șervețel. De ce ai tăiat atâția copaci? Deci, fii atent. Ai vrut fui de foaie pentru versurile astea? Da. A fost o foaie reciclată, evident, cum îți place ție. Sper. Deci, noi eram patru în mașină. Era o mașină, cred că era lui Michi sau Alinei, un fel de Wrangler, Banger, de ăsta cu nu știu ce. Și, pe drum spre mare, cântam o singură melodie. Eu conduceam, pentru că sunt cel mai bun șofer. Am auzit. Și fii atent aici. Pe mine m-a distrat de fiecare dată cum ceva. Atunci am văzut chestia aia, panorama. N-am crezut. Și fii de patru oameni, dintre care nu mai aveam voce. Iartă-mă, Michi, Alina, Ionuț. Iertați-mă. N-am crezut că vei pleca din viața mea. Oare am să pot iubi pe altcineva? Și te pășam! N-am crezut că vei pleca din viața mea. Oare am să pot iubi pe altcineva? Înțeleg, iubito, ce ai cu viața mea. Yeah! Aici cu bără. Din partea mea, fetițo, e toată și mă întorceam către ei. Dragostea. Aș vrea să știu motivul pentru care m-ai uitat. Da. Fără înțeles, totul s-a terminat. Și toate mașinile cântau. N-am crezut că vei pleca din viața mea. Oare am să pot iubi pe altcineva? N-am crezut că vei pleca din viața mea. Oare am să pot iubi pe altcineva? Acum vreau să sar peste anul viitor 25, iartă-mă. Da. Voi fi în primul rând ca un urs. Iar eu nu sunt cu șopârle, cu, nu, eu sunt cu hiena, nu, okay. Eu sunt cu urși. Ok, ca asta spui așa. Tu, să vedem noi. Și eu stau așa. Să vedem ce iese de pe ordinea de zi. Deci aici noi creăm spectacolul. Am văzut. Nu, lasă-mă pe mine. Noi creăm spectacolul reîntoarcerii la matcă. Animal X. Renașterea. Nu știu, băgăm o chestie de genul ăsta. Okay. Și la asta, de exemplu, merge un solo de chitară și tu din așa pe, știi, undeva așa într-un... Când într-o boxă, când în altă, când într-o boxă, așa. Când... N-am crezut! Nu, bați încă, stai! Intro, mă! Ăsta intro la spectacolul de 25 ani de Animal X, nu te grăbi! N-am crezut
Eu vreau să fac astăzi, asta este unul dintre țelurile mele astăzi. Care? Vreau să creionăm cel puțin spectacolul de reîntregire a trupei. Tu poți să-ți dorești, dar... Băi, fii adeși, scriem așa. For one night on... Amă că s-au întâmplat chestiile astea. Da. Băi, ai avut un exemplu, Justin Timberlake s-a reunit cu NSYNC. Mulțumim, te-ai dus cam mult, dar în sfârșit... Să hai să păstrăm proporțiile. Iartă-mă, dar dacă Justin Timberlake ar veni aici, el niciodată n-o să aibă ce ai avut tu. Ce ați avut voi. Gaură în buget. Ce să-i lipsească lui Justin? Băi, stai puțin, că oamenii acum mă cred nebun vorbind de chestia asta. Un lucru pe care mi l-ați indus de fiecare dată când ne vedeam era dansul. După dans a urmat melodia și familia care se crease pe scenă. Acum, dacă îmi spui că Vierme era vecinul tău, acum îmi dau seama și mai mult. Pentru că nu mi-ai spus niciodată că a fost vecinul tău. Dar nu m-ai întrebat niciodată. Fanii care citeau revista Bravo știau că noi suntem prieteni, cum să-l dă porecle, tot. Dar ca să revenim puțin la piesă, da, e o piesă simpluță, dar noi prima oară ne-am gândit că este foarte important sound-ul. Mm-hmm. Trebuie să recunoști că atunci când puneai Inima Lix în mașină, suna. De în cluburi piesele sunau. Adică aveau un sound și aici trebuie să-i mulțumim și lui Laurențiu Duță. Să-i mulțumim lui Laurențiu Duță și lui Rolando. Rolando Vasilescu. Da. Se muncea foarte mult pe mix și master la noi. Cu ce scule existau la vremea aia? Gândește că erau doi oameni în toată România sau trei care foloseau Cubase. Acum la orice colț găsești Cubase. Faptul că aveai un Kurzweil pe care să te dai ca 2500S era Sputnik Technology. Să ai și o placă de sunet cu care să poți să scoți un sound decent. Pe noi aveam CD-uri și se împlam de pe CD-uri. Știam, scriam pe copertă la piesa aia, minutul cu tare, ai un premier gol, acolo ai un fus, acolo ai un kick. Înțelegi? Și adică, furam. Voi transmiteați informații între voi. Semplam, da, și mergeam la studio la Laurențiu și spuneam, băi, uite, cam ăsta e sound-ul, basul, cam așa am vrea. Știi? Studioul lui Laur din Năvodari. Din Năvodari, exact. Și el a avut plăcerea, cred, să experimenteze foarte mult cu noi. Pentru că noi aveam și o efervescență așa și o dilelă specifică vârstei. Dar ne doream foarte mult ca sound-ul să fie fresh. Noi ascultam foarte mult EDM, muzică house, care atunci era la mare modă. Trebuie să ne gândim că 98-99 erau la modă discotecile și erau câteva cluburi în țară. Și nu era prea multă muzică urbanească de discotecă. Da. Era T-shirt, era 3 Sud-Est, toată lumea vrea să facă hip-hopper. Pe vremea așa cum toți sunt stand-up-uri, acum atunci vreau să facă hip-hopper. True story, adică da, toată lumea, știi, sunt niște trenduri de astea care vin. Am spus ceva greșit? Nu. Okay, te-ai uitat așa în jos. Aoleu, i-ai făcut ăsta un cafă, să ne omoare. Nu. True story. Nu încerca să intri în mintea mea. Da. Nu încerca să intri acum în mintea mea. Bunilor! Cam asta căutam, știi, sound-ul. Și Laurențiu avea, să spun eu, inspirația asta și această ureche foarte bună în care reușea să facă... Dar voi nu v-ați dus acolo la studio prima dată? Unde s-a întâmplat? Nu, ne-am dus la o emisiune. La o emisiune, da, unde noi am fost invitați ca dansatori, că noi eram cu breakdance-ul. Și se auzise în toată Constanța. Noi făceam provocări pe la cluburi, de-astea cu dansatorii, care-s mai bun, nu știu ce. Se crease un întreg vibe. A fost o trupere de dans în Constanțele, spun, 97-98, de breakdance. Și concursuri se crease... de genul ăsta? Da, ne prim. Dar nu erau concursuri oficiale. Ne întâlneam și ne provocam unii pe alții. Și lumea ne aplauda și ne huiduia sau whatever. Și se auzise de Inima Lix, noi având și chestia asta cu poreclele, că nu eram cobră, tigru și nu știu ce, eram vierme și o pulă și hienă, adică era fan, știți, imediat ține-i minte, știi, avea acel hook. Da. Și auzit cei de la emisiune de la TV Neptun din Constanțeles, Ore Verzi, era emisiunea care era de mare succes la vremea aia. Ore Verzi? Da. Și am fost invitați acolo și acolo ne-am întâlnit cu 3 Sud-Est. Erau ei invitați, deci era o emisiune importantă de au venit 3 Sud-Est și Sarmalele Reci să cânte. Da. Și am fost și noi am dansat. Zoltan cu Andraș, da. Da. Și am dansat acolo și a tăbărât lumea pe noi după aia să dăm autografe. Adică noi eram total uimiți de ce se întâmplă. Și a venit Laurențiu la noi, bă, nu vreți să ci cântați?
bă, noi putem să încercăm. Și dar, s-a, adică, s-a... Nu se mai, rar se întâmplă asta în zilele noastre. Da, și adică pe noi nu ne-a luat un studio și ne-a făcut, bă, tu cu tu și eu, hai, facem o trupă și facem niște bani. Nu, noi eram trei puști care asta visam, știi, să facem muzică, începusem prin dans, dar era o chestie la care, pe care noi ne dorem foarte mult. Și așa ne-am întâlnit cu Laurențiu și Laurențiu ne-a invitat în studio, hai să lucrăm niște piese. Primele noastre piese n-aveau voci, că încă nu era gata studioul lui să tragem voci. Mm-hmm. Și doar dansam și mergeam în deschiderea lor la concerte. Ai, a fost, mă, nu serios, cred. Da, da. 98. 97 s-a muncit la piese. 98 deja cântam aici, până Năvodari, până Constangeles, nu știu ce. Păi am mers la Reghin în 98. Bă, dar cum reții tu Reghin în 98? Da, bă? Pentru că a fost primul nostru concert în afara județului, ca să zic așa. Ai avea emoții cât casă, bă. A, nu. No, nu, da, adică no. A fost pentru noi un super vibe. Adică a fost super tare să mergem. Adică a fost așa ca o tabără. Bă, ești nebun, mergem. Wow, ce tare, știi? Mișto, da. Da, și asta a fost la noi. Eram o familie înainte să se întâmple treaba cu trupa. Care, și, adică eram uniți cu mult timp înainte. Extra, dacă n-am fost un proiect făcut, experiment de studio, noi ăia eram și chiar astea erau poreclele noastre, chiar ăla era, discursul nostru era, a fost adevărat. Fanii, de aia ajunsesem la câteva sute de mii de fani înscriși în fan cluburi. Eram ceva ca un partid organizat în toată țara. Fiecare fan club cu ștampila lui, atenție, cu președinte de fan club, cu tot. Mi-aduc aminte și, de asta, veneau la, pe mail. Păi veneau o grămadă de scrisori la emisiuni să ne ceară, da, și da, vă certau dacă comenta cineva. Era prăpăd la radiouri dacă comenta cineva, era jihad. Și asta cred eu că a prins, că eram adevărați. Nu încercam să vindem altceva decât ceea ce suntem. Cu timpul asta s-a dus. Nu s-a dus pentru că, dacă stau bine să mă gândesc, nici asta nu ți-am spus niciodată. Deci prima dată când i-am văzut trei, nu că se țineau de mână și făceau, nu, aveau, în timpul piesei, fiecare avea partea lui de breakdance. Băi, tată, eu ziceam, eu mă uitam la ei, ziceam, bă, dar chiar nu sunt nimic în stare să fac și o chestie asta? Dar chiar nu pot să mă... Mamă, nu, asta nu pot să fac. Nu. Serios? A, uite, bă, mamă, cum... Și după ce am încercat, după ce am văzut, după prima emisie cu voi, cred că m-am dus acasă. Mai mult. Serios? Asta. Nu cred! Ba da. Nu mi-ai zis niciodată. Bă, hai să... Cum face ăla cu pieptul când își face așa și așa? Eu făcusem pentru că undeva într-un All Night Long al lui Lionel Richie, acolo sunt niște faze cu nu știu ce, cu nu știu ce, dar ziceam, bă, cum se face chestia asta? Pentru că noi aveam doar reperul Michael Jackson. Tu lângă tine, practic, aveai trei oameni, trei nebuni, trei tineri. Colorata mâine gata. Da. Da? Da. Care făceau tot felul de chestii așa, zicea. Mamă, dar cum? Și mie mișata, nu oasele erau drepte. Și întrebarea mea era: "Bă, dar cum și-a curbat osul?" Deci osul e drept, da? Asta nu poți să-l curbezi, să faci așa. Mamă, dar știi câtă muncă a fost? Cred! Nu doar pe MSM, aveam, era doar music instructor atât și noi aveam doar câteva minute pe zi în care putem înregistra mental mișcările alora și încercam să facem reverse engineering la cum a făcut trasa să iasă mișcarea așa. Bă, cum e ieșit? Uite, vezi, eu nu duc. Acum scârție umărul și... Niște WD-40, vă rog, da, că ne apucăm de dans. Da, și aveam un casetofon rusesc, așa, dreptunghiular, care nu mai avea aia de la casetă, știi? La revedere. Și pe albumul Fat of the Land de la Prodigy am construit toată coreografia și dacă nu mai avem carnețelele în care ne scriam noi coreografia, că noi n-aveam... Nu aveam școală de coregrafie. Ce scrie pe carnețel? Dreapta sus, schema hienă, cu tare, după aia o dăm în și o pârlă, după aia picior jos, stânga, drept. Nu cred. După aia facem schema aia pe care o știm noi, music instructor, după aia cap dreapta, ne uităm, după aia salt și cam așa era. Știi? Aveam noi codul nostru. Mă, noi îl înțelegeam. Da. Noi îl înțelegeam. Era absolut halucinat. Mai exista un popor, sumerienii. Ăia, da, cuneiforme. Era. Așa și voi. Da. Extraordinar. Ceva de epoca de piatră, dar nu aveam de unde să învățăm. Adică nu exista o școală la care se duce să înveți despre breakdance și absolut toți prietenii și toată lumea spunea, bă, breakdance a murit, frate. Sunteți nebuni, cum? Faceți-vă hip-hopper, ceva.
Și zic, bă, nu, mie îmi place asta, simt, eu aveam senzația asta când ascultam muzica bună, venea să explodez dacă nu dansez. Da. Pur și simplu venea să explodez. Asta a fost o chestie instinctivă. Știi, da? Și trebuia să mă exprim cumva și până la urmă am îndrăgostit de breakdance văzând niște clipuri. Și bineînțeles, ți-am zis, music instructor, mai prindeam la Michael Jackson câteva secunde și de acolo făceam, bă, cum a făcut ăsta, mă, așa? Păi îți dai seama că de fapt cotul face o mișcare așa, se duce, ți împinge umărul automat, îți zic, stai. Că nu iese. Vezi, bă, Cristiane, mă, ți-am zis să facem și noi asta. Tu n-ai vrut să facem asta cu... Nu, lasă, lasă, am altă, da, altă traistă. Încercam să fim cât se poate de creativ. De la zero pornind, practic, n-aveam nicio bază, niciunul dintre noi nu studiase coreografie, să zici, care vă treabă cu... Nu, eram... Așa ne-am croit noi drumul. În toată perioada asta tu erai la școală. Da. Primele încercări de Wilming sau de ăsta, pe le-am făcut în liceu militar, când eram sergent de serviciu. Windmill. Windmill. Care e aia? Aia, că te învârți așa cu picioarele pe sus. Vreau să vă arăt, dar nu vă arăt, pentru că m-ați enervat. Deci aia când spatele pe jos. Da, 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 și se învârt picioarele. Bun. Acolo în liceu militar eram clasa 10-a și când eram sergent de serviciu sau planton noaptea, auzeau ea. Dă-ți seama că era totul lustruit, bă, și alunecai bine de tot. Mamă mia. Era singurul loc unde pe holurile aia de la companie, înțelegi, și încercam schemele. Moonwalk, la fel, tot acolo, în ciorapi. Și bă, cum iese, aveam o oglindă care mă uitam și... Prima oră, scârție, după aia ușor, ușor am început să prind. Da, băi, fantastic. Da, cam asta făceam în liceu. Și de asta... Și după aceea, vezi ce înseamnă, da, cât... Și șopârle era coleg cu mine în liceu militar. El a fost coleg cu mine în liceu militar. Da, noi acolo ne-am cunoscut în liceu militar. Și când te-a văzut prima dată că faci... Și el era pasionat de breakdance, numai că el venea din zona de Vanilla Ice, partea aia, era mai priceput la partea superioară a corpului. Eu eram mai bun pe jocuri de picioare. Și amândoi am făcut un merge, ne ocupam de coreografie, eu mă ocupam de jocurile de picioare, partea asta de poziționare și el era pe zona de sus. Uite, și el m-a ajutat pe mine să evoluez pe partea aia, era foarte bun în zona aia, cu un prieten Virgil, care și el a dansat foarte bine și așa am evoluat. Știi? Și acasă repetam pe o plapumă mov, roz. Era o plapumă roz pusă într-o cameră. Așa. Și repetam pe plapuma aia, că aia ne mai amortizat în căzături și din căpățâni ce dădeam. Ai avut vânătăi toată perioada asta? O, da. Da. Ți-am zis să nu mai concentrăm pe zona de mijloc? Da. Și sus și jos? Da. Să fii extremist. Deci singura chestie pe care o fac eu acum, la care sunt... ieri seara am fost la un concert și am făcut chestia asta. Nu, vă serios. Deci stai să mă dau mai în spate. Nu. Deci am fost ai nasturi pe tine, îți rămân orb. Nu, mă, bă. Și când fac așa, dar mă rotez bine cu ăsta. Deci fac așa. Poți să-ți fac un minut așa. Wow! Domnilor! Băi, din partea ta, din partea ta să vină asta. Wow! Eu cred că super. Sunt satisfăcut dacă mi-a zis Șerban chestia asta. Dacă dai din șolduri așa și sunt satisfăcut. E cam ciudat, dar e ok. Hai noroc cu agavele. Agave, agave, dar trebuie să se sosească și ceva mai interesant. Hai că am mâncat de-am spart. Da, chiar te rog să ciugulești din când în când. Uite-ți, da, tot să încerci. Trebuie să tai. Cuțit, iubire, avem? Stai puțin. Nu, prin... Are gust de Neumann ăsta. Ce dracu fac de la o vreme, tot ce mănâncă are gust de microfon. Da, da, acum niște ASMR, așa se numește ăsta, știi? Mm-hmm. Când mănânci, când știi... Poftă mare, dragilor. Acum, cândva asta a fost o caracatiță vie. Ce bine că e caldă. Nu știu ce e asta. Calamar. Bă, dar tu știi toate fructele de mare? Nu, dar ele mă știu pe mine. Înainte să cadă în ceaun. Bă, le hiene! Hai spune și niște lămâie. Suntem în perioada asta. V-am luat prin surprindere. Să știți că eu am insistat foarte mult la Horia de când a lansat podcastul. Tot sună fiecare zi. Băi, te rog frumos, ia-mă și pe mine. Și azi, bine mă, hai că am o zi liberă. Nu e adevărat. Băieții, eu sunt acolo oricum, eram la repetiții. Hai, vino încoa. Nu e adevărat. Nu e adevărat, am vrut să, înainte să mă pregătesc, înainte să vii, am vrut neapărat da. Să învăț să fac focul.
Ah, ok. Da. Cu ce? Și am luat o brichetă. Așa. Excelent. Asta este un vin alb. Serios, e alb? Ce. Sauvignon Blanc Sec 2021, Domeniile Cuza. Sună... Asta este altă trupă, sună periculos, trage fusta mai jos. La mulți ani, bine ai venit. La mulți ani și vouă și să dea Dumnezeu. Gata, am terminat? Nu, okay. Abia am început. La mulți ani, copii! La mulți ani. Cine a avut bodyguard când avea 18 ani? A avut cineva dintre voi bodyguard? De-aia, uitați-vă puțin la acest om. Eu ți-am cunoscut bodyguard-ii pentru că erau înalți și bine făcuți. Era greu să-i ocolești. Era greu să-i ocolești. Dar tu chiar te-ai dus la școală cu bodyguard-ii? În facultate, da, mergeam. În facultate? Da. Nu că sufeream de mine, dar... Poate și puțin de asta. Glumesc, nu. Încercam să duc o viață de student cât se poate de normală. Și acum ați simit o fază, am venit la facultate... Și doamna secretară, foarte amabilă, vai, Șerban, ai venit, zic, hai să mergem în aulă, că e deschiderea anului. Zic, doamnă, zi, vă rog frumos, vreau să fiu cât se poate de discret. Zic, că spuneți-mi unde, că mă duc eu, zic, și bodyguardul, bineînțeles, rămânea la ușă. Da. Mă duc eu și, da, nicio problemă, cum să nu? Și intru în aulă și spune, dragi elevi, studenți, uitați pe cine avem coleg, bă, Șerban, și era în perioada aia de... Isterie, lumea vrea să facă poze, un autograf, ce faci? Iar eu nu sunt genul care refuz, n-am refuzat niciodată pe nimeni când vine să vorbească cu mine sau ceva. Și trecea timp și trecea și mai aveam treabă de zmele la studio, trebuie să știi. Da. Și în loc de viața de student pe care mi-o doream să o duc, aveam și aceste mici hiccup-uri, știi? Și bodyguard-ul... Nu neapărat că venea el cu mine la școală, adică nu asta era. El era și șofer în anumite situații și era normal să vină cu mine. Ca să, eu îți înțeleg perfect pentru că eu am văzut isterii. Tu știi cum am plecat de la tine. Adică una dintre motivațiile pentru care se umplea mall-ul acum 23 de ani erați voi. Da. Iar eu de fiecare dată eram omul care încerca să... își ducă un discurs cât de cât de prezentator în larma generală și în vuietele generale. Da, era fantastic. Îți dai seama ce a însemnat pentru noi tot acel... Adică era ceva ce nu puteam să cuprindem cu mintea și era șocant, știi? Să vedem atâta... Lumea ne îndrăgea atât de mult, știi? De la tine era emisiune, am plecat odată cu mașina noastră, a luat-o înainte, a oprit-o și noi am plecat cu altă mașină. Adică îmi folosim o meală, decoy car. Exact, așa, momeală. Știi că nu reușeam să plecăm din mall. Era pur și simplu isterie. Da, de la tine, de la emisiune. Da. Extraordinar. Știu că și acum par incredibile poveștile astea, dar oamenii... Și după aceea la mare, când se făceau cozile alea la autografe după emisie, vai de mine și de mine. Lumea ne iubea și noi am iubit oamenii foarte mult. Adică a fost o chestie reciprocă. Și eu cred că atunci, cred că a fost partea din această perioadă în care toată lumea se vopsea în cap. Așa că chiar toată chiar lumea... și eu am început să mă blonzesc în cap pe vremea respectivă. Da. Nu atât, nu aveam galbenul tău. Da. Cine era? Galben, verde, eu eram roșu? Eu eram blond cu dungile alea pe spate, le făceam cu un șablon din carton. Cu ce? Un șablon din carton. Cristi, notează-ți când... Da, cine era știe? O chestie. Da, noi ne vopseam între noi. Adică nu exista pe vreme să te duci la salon, să spui... Mi se părea că erați perfect aranjați când mă uitam la dungile voastre. Erau făcute cu șablon de carton, așa, îl puneam în părți, așa, și vopsea cu vopsea neagră, de aia luată de la, înțelegi, la farmacie sau unde se găsea vopsea. Înțelegi, ne făceam alea, dar nu exista un salon unde mergeam noi să ne facă cineva chestiile alea. Tot conceptul a fost de la noi. Așa, în apartament, haide mă, să încercăm mai cum ar fi, cum ar arăta, cum... Inclusiv sigla Animal X, eu am desenat-o. Aia Animal X așa și cu X-ul ăla așa în spate. E vreun mare, vă gândiți la ce mare design. Informațiile sunt chiar acum lângă noi. Dar noi am iubit ce s-a întâmplat ca, cum să spun eu, ca parcurs artistic și am avut așa grijă de fiecare detaliu, știi, să fie cât se poate de bine deci, pus la punct. De aici. Da. Da. Asta ai făcut-o tu? Da. Era ca un fel de, să-i zic, la un fel de spider. Sau un Animal X, așa l-am văzut, e X-ul ăla să fie mai inspirat, să fie altfel, știi?
Asta te-a menținut într-un stadiu fizic foarte fit. Păi da, acolo la beciul muzeului. N-ai nimic. Rămâi într-o stare de pseudomumificare. Înțelegi unde? Doar dacă mă pui în apă, mă umflu ca un pezmet, dar restul e ok. Da, fiind sportiv, adică păstrându-mi această pasiune cu sportul, am încercat să rămân fit și crescând trei copii fără bune, bă, te ții. Trei copii fără bune, vreau să vorbesc puțin despre Șerban, care iată ce a spus către Roxana, soția lui. În ce fel de fraze să descriu dragostea pe care ți-o port și recunoștința pentru toată răbdarea pe care o ai cu noi? Roxana, pentru tine. M-ai ajutat să construiesc o familie, mi-ai dăruit trei copii minunați și eu tot consider că nu s-a inventat un mulțumesc suficient de cuprinzător pentru tot. Vă rog, vreau reacții. Păi voi nu sunteți mă în stare să scrieți așa ceva. Când ați dus, mă, ultima floare? Se apropie Crăciunul. O Crăciuniță. O Crăciuniță. V-ați întâlnit... Deci nu-mi spune că Roxana era undeva în jurul... La Constanța, undeva... Da, nu. La București ne-am întâlnit. La București. Da, cum am părut muzică. La București! Mi-e greu de suspans. Nu, Cristi cântă doar când se schimbă orașul. Atât e. Deci... Dar ea, băi, e nevoie de un om cu foarte multă răbdare să stea lângă cineva ca mine. Tine? Da. Ușor bipolar, bătrân, cu picior în groapă. Nu, bă, exagerez acum și îți place să exagerez. În mod evident. Nu ești deloc bipolar. Nu ești deloc... Nu, ești, ce spui? Ești... Te rog să te calmezi. Ce? Unde? Cum? Ce bine, corect. Unde? Ce gaudă? Glumesc, dar ea a trebuit să îndure foarte multe de la mine. Ca să spun așa pe românește. Știi... perioada de după Animal X, după ce am avut noi perioada aia de succes, toate procesele pe care le-am avut după, faptul că am fost interziși pe media, pe radio, pe TV, ne-a fost foarte greu să ne recentrăm și să redevenim aceiași oameni pozitivi și să gândim în perspectivă, să avem impresia că, deși o mare parte din industrie o făcea cu plăcere să ne interzică, să ne dea peste nas, să ne închidă ușile, să ne saboteze cu concertele. Adică am avut o perioadă în care trebuie să ne închidem foarte mult între noi ca și trupă, știi? Și a fost extraordinar de greu, mai ales după 2005, cam așa, până în 2005, până în 2013, când am luat pauză cu trupa, a fost supraviețuire, pur și simplu. Eu uit asta like pentru prima dată. Da, just like that. Deci noi am fost pe supraviețuire. Noi am fost... pur și simplu am fost interziși la radio. Care radio eu am aducea... pentru prima dată. Da, nu prea am... adică... N-am vrut să ne plângem de milă, dar e adevărat, știi, cu ce s-a întâmplat cu noi. Iar faptul că noi am avut această nebunie să schimbăm genul muzical, să mergem către drum and bass rock, a fost doar din dorința de a... din datoria de artist. Mm-hmm. Adică nouă ni s-a părut sub demnitatea noastră să, bă, dacă merge pe o rețetă, să ține numai pe aia. Noi am încercat să aducem chestii fanilor noștri pe care i-am respectat foarte mult, să aducem, bă, uite, există și alte genuri de muzică pe care putem să le cântăm. Hai să ne extindem. I-am considerat ca pe frații noștri mai mici. Hai să ne extindem împreună cultura muzicală. Să trecem și până alte genuri. Să creștem. Să creștem împreună. Pentru că a fost emoționant de multe ori când veneau părinții la noi și ne mulțumeau că noi am mers în campania antidrog și așa mai departe și ne spuneau băi, le și spuneți lucruri ok copiilor, știi, că turneul ăla de 35 de orașe. Da, a fost o nebunie. Mulțumim tare mult că le spuneți și lucruri bune, pentru că pe noi nu ne mai ascultă, dar se uită la voi ca la niște Dumnezei. Da, și noi ne-am dat seama de impactul nostru. Cel mai important a fost când am văzut un copil undeva prin țară, prin Suceava, care își tatuase Animal X pe umăr. Zic, bă, zic, stai că e foarte serioasă treaba. Adică am trecut de zona unde... amuzament, facem, cântăm, ne distrăm, mergem la concerte. Și cineva în fața voastră și aplaudă și țipă și urlă. Exact. Momentul a fost un click pentru noi. Zic, băi, trebuie să îndorsăm și mesaje sociale. Adică trebuie să aducem ceva, pe lângă ce facem noi pe scenă, dansuri, voie bună, ce face un artist, dar cred că e de datoria noastră să facem și chestia asta. Și părinții au simțit un sprijin din partea noastră.
pe acest subiect. Și am rămas în această legătură într-un soi de responsabilitate față de fanii noștri. Și din 2005, când am întrerupt colaborarea cu Laurențiu Duță, cu vechea casă de discuri, pentru un proces, pentru whatever, exista puterea la nivelul ăla, în acel moment, să interzici o trupă de talia noastră. Am înțeles. Și am fost interziși câțiva ani buni, ei și-au dorit foarte mult să ne distrugă. Adică, bă, a fost acea atitudine de tată sovietic, eu te-am făcut, eu te omor. Da, 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 înțeleg. Știi, numai că proces să vezi surpriză că nu ei ne-au făcut. Nu eram. Da, era. Doar au șlefuit, într-adevăr. Da, într-adevăr. Și a fost o perioadă foarte grea, în care Ada a fost alături de mine. Și ca artist, ca persoană publică, care a avut amvergura și popularitatea pe care a avut-o, a trebuit să fiu foarte atent ce fată mi-o până la sfârșitul vieții alături de mine. Pentru că atunci când e cald și bine, vine multă lume. Da. Când e greu, toată lumea fuge. Toată lumea. Marea majoritate. Am trăit asta recent în pandemie. Ea a fost rămas îndrăgostită de mine și când m-a văzut jos și m-a ajutat să mă ridic, să mă reinventez și a avut răbdarea asta și tenacitatea să mă ajute să nu cad psihic și să cred în mine și în ceea ce pot să fac eu, pentru că eu nu sunt un tip care să mă plâng foarte des. Am plâns la propriu foarte rar în viața mea. În afară de când eram mic și îmi luam bătaie de la frață. Ca să nu devenim lacrimogeni. Da. Dar ea nu m-a văzut în ipostaze de asta și crede în mine că sunt un tip extraordinar de puternic și în familie cam asta e imaginea pe care o am. Iar ea pentru faptul că a avut încredere în mine să facă o familie alături de mine și să facem 3 copii, să-i creștem cum putem noi mai bine. Pentru mine ea este cel mai important om în viața mea și trebuie să-i acord acest titlu că ea de fapt m-a scos din cenușă și dacă sunt această pasăre Phoenix, sunt Phoenix dar modelat oarecum de ea, știi? Adică dacă m-am făcut humă, înțelegi, ea m-a remodelat pe roata olarului să mă facă omul și cu bune și cu rele care sunt astăzi. Prima ta bucurie a fost Teddy. Și este Teddy. Da, și datorită lui am și scris cartea pe care ți-am dăruit-o. El, la vârsta de 3 ani, a primit manuscrisul cadou. Da? Da, pentru că eu l-am scris cu old school, așa, pe foaie, într-un caiet, l-am scris. Este dedicată lui. Și muzica și tot. El, când a venit pe lume, m-a aruncat așa într-o stare creativă, incredibilă, în zona asta de copii. Și el a declanșat tot ce înseamnă tabără și tot ce se întâmplă. Și iartă-mă, Capitanul Măslină este Capitanul el. Capitanul Măslină, nu, e numărul 2, e Alex. E Alexandru? Da. Nu e Teddy Măslină? Nu. E Alexandru Măslină. Alex e Capitanul Măslină. Alex e Capitanul Măslină, da. Are 7 ani acum. Da. Și Ada. Da. E, spune-mi, de ce Ada Noel? Așa și-a dorit mami. A vrut să aibă un nume mai deosebit. Așa de Crăciun. Da, și Noel sună foarte frumos la o fată, așa. Se pare foarte drăguț. Și am zis, why not? Adică de Crăciun o să-i sărbăm ziua de lume. Mai o săptămână. Așa, să te pregătești, poate avem și noi. Dar nu, dacă n-ai unicorni, nu interesează. Ești neinteresant. Ești neinteresant. Mă, copii, fii atent aici. Măi, Teddy, Alex și Noel, Ada Noel. Vreau să vă spun un singur lucru. Tata are o piesă pe care a cântat-o într-o emisiune TV. El nu a cântat-o cu trupa Inimă Lix. Dar melodia asta este foarte importantă pentru voi, pentru că spune despre voi. Voi stați acolo, nu închid, nu e o melodie tânără. E o melodie mai cu praf de stele, cum s-ar veni. Dar voi să nu iau textele acum să le dau la tata că le-a uitat. Ce piesă vrei să mai deci le-a uitat, da? Uite, e cu vioară piesa asta, da? Îl vedeți pe nena cu vioară? E verișor cu Vlad Țepeș. Doamne și domnilor, întrebarea lui Șerban. Pentru cine am muncit nopți și zile? Pentru cine? Pentru cine? Pentru tine. Maestre? Așa. Bine ați venit, doamne și domnilor. Suntem la un podcast la noroc. Sănătate. Se încinge atmosfera. Mai cu viața, mă! Nu, că... Pe
pentru cine am muncit toată viața mea. Pentru copii, pentru casă și Roxana mea. Păi, Isabel, a început, de ce să laudă? Pentru cine am muncit gata, toată viața mea. Aici în podcast. Pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Am muncit și nopți, dar am muncit și zile. Pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Am filmat și nopți, dar am filmat și zile. Pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Zile lăutare! La 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 la. Ce-ți mai place la viare? Ha! 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 Atenție copii, urmează partea cu voi, fiți atenți acum. Tati, te rog frumos. Am muncit zile și nopți doar pentru copii. Mintea aici, da. Când trăiesc pe lume, Doamne, le fac bucurii. Să trăiască cu copilașii. Am muncit zile și nopți doar pentru copii. Când trăiesc pe lume, Doamne, le fac bucurii. Am muncit și nopți, dar am muncit și zile. Pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Da, da. Am filmat și nopți, da, da. Am filmat și zile. Pentru tine, draga mea, să te simți ca tu, să te simți bine. Iese praf când cânt, dar e ok. Bravo copii, senzațional. Cum cânti la, cum cânti la chitară, la chioară, la vioară, parcă dai pui suflet acolo. Păi vioara nu poate fi cântată altfel decât suflet, nu? Tu ai fost pregătit o viață întreagă pentru manualul exploratorului, pentru taberele pe care le faci alături de copii, pentru toate. Spune-mi, te rog frumos. Și cu toate astea am ieșit pe locul 2. Da, 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 corect, da. Spune-mi un lucru. Te rog. Această tabără a exploratorilor pe care o faci tu. Da. Unul dintre copiii tăi a vizitat-o? Toți. Toți au fost acolo? Da. Și acum, pentru dacă că eu acolo locuiesc 3 săptămâni. 3 săptămâni ține tabăra? 3 săptămâni ține tabăra. Bine, sunt 3 serii de câte o săptămână. Dar eu acolo locuiesc, în tabără. Și vin, vizită și băiatul meu cel mare chiar parcurge cursurile de la tabără. Și-a dat și anul ăsta examen de gradul 1 și nu l-a luat. Scuze-mă, să dau examene de la, acolo? Da, copiii care, lor li se dau niște grade. Aha. În funcție de cunoștințele pe care le dobândesc. Și cel mai important grad pentru ei este gradul 1. Ei debutează cu gradul 3, gradul 2, gradul 1. Și anul acesta au fost primele generații care au dat examenul de gradul 1. Adică au ajuns la vârsta și la experiența la care se dă examenul. Și de fiecare dată când, de exemplu, un părinte vine acolo, își lasă un copil pentru o săptămână. Da, o săptămână, da. Nu are voie să vorbească cu el deloc. Ba da, vorbește cu el 45 de minute pe zi. Pentru că 45 de minute pe zi. Copiii predau telefonul și absolut toate dulciurile, chipsuri, mipsuri ce au la ei sunt predate. Sucuri nu există. Sunt predate la scoate. Nu mănâncă, nu mănâncă chipsuri și nu beau sucuri. Nu, nu, nu au voie pentru că noi acest modul educativ, este modul educativ. L-am gândit cu o echipă de psihologi și de oameni care se ocupă, sunt specialiști în zona asta. De-aia am și reușit să facem cea mai tare tabără din Europa și nu spun cuvinte mari aici. Vin copii din Elveția, Franța, Canada, vin la noi și în tabără. Și toți înțeleg într-o limbă a naturii sau... Nu, vorbesc acolo profesori acolo care le explică absolut tot ce se întâmplă. Sunt 5 materii pe care le parcurg, foc și apă. Foc și apă, unde învață cum să prindă focul, tehnici de supraviețuire și de filtrare a apei. Mai este modulul adăpost, unde la fel învață unde să pui cortul, unde să nu-l pui, cum să-ți faci un adăpost dintr-o prelată, cum să te descurci în situații de maximă urgență. Prim ajutor, unde este evident ce învață acolo. Astronomie, au două nopți de observații pe cer.
Adică, un profesor de la ucenicul astronom e un băiat absolut deosebit. Și tot se uită pe cer stând da, într-un... avem ei au, primesc echipament copiii când vin, pe lângă faptul că primesc uniformă, primesc un rucsac special pentru supraviețuire cu toate echipamentele în el, adică tu să supraviețuire cu fierăstrău, cu bidon de titan, cu cană, cu izoprene în sfârșit. Și la modulele astronomice, domnul profesor vine cu 5 telescoape. Unul dintre ele este legat cu are un ocular din acela special cu cameră și ce observații astronomice fac se proiectează pe un ecran. Tu și trebuie să ai cerusenin cel puțin o seară din cele 7. Da. Și în funcție de vreme vedem, se întâmplă marți și miercuri noaptea sau miercuri și joi noaptea sau în sfârșit. Până acum am avut, a ținut cu noi Dumnezeu 5 ani de zile. A fost senin, da? Să aibă fiecare, să aibă fiecare serie parte să vadă pe Saturn. E o chestie aparte să-l vezi pe Saturn. Să-l vadă pe Saturn, băi, pe Jupiter. Băi, tu zici niște lucruri foarte mari. Este senzațional, da. Eu l-am văzut niciodată pe Saturn. Vreau serios? Să-l cunosc și eu. Te rog să-mi-l prezinti. Vino la mine în tabără. Are un inel așa. Nu, stai. Are acum, un inel așa mare. Vreau să te întreb o chestie. Dacă stai să termin. Iată-mă. Și mai este modulul orientare, unde copiii cu harta mână și busola pe care o au și o primesc, învață să facă să se orienteze, merg pe un traseu de 8 km, unde și-au lei rucsac cu sandwich, cu apă, învață să gestioneze resursele, cum ne orientăm în natură și tot felul de tehnici absolut utile pe care ar trebui să le știe. Pe o arie de 8 km, adică 8 km... Fac dus întors. 4 km dus întors. Okay. Iar acum o întrebare. Da. Există vreun... Ce faci în cazul în care... Da, cum să nu? Vreau să-mi spui, da? Pentru că eu de fiecare dată... Eu am întâlnit foarte multe animale în copilărie. Okay. Toate animalele mă știu, Brașov. Au frică de mine, clar. În mod și... evident, ești Tarzan. Bravo. A ajuns Tarzan să mă întrebe pe mine lucruri... Pentru cei care ne urmăresc acum, eu le știu pe toate, dar nu, vreau să întreb o chestie. Le spui copiilor, copii, suntem prin natură, am făcut deja 2 km din drumul nostru, orientarea noastră, și brusc în fața noastră apare un urs. Ce faci? La urs, știi care e faza? Nu trebuie să fugi mai repede ca ursul, trebuie să fugi mai repede ca ala de lângă tine. aș vrea să mă întâmplu puțin pe asta. Glumesc. Ei învață tehnici. În primul rând, nu trebuie să te întâlnești cu ursul. Ei iau fluiere, învață să facă gălăgie. Înțelege, există niște tehnici la întâlnirea cu ursul. Trebuie să vezi dacă el e chitit pe tine sau pur și simplu e în trecere. Dacă este chitit să te ataci, atunci ai o mică șansă să scapi. În general, montaniarzii folosesc tehnica rucsacului, în care lasă rucsacul în față momeală, se retrag ușor și atunci el tăbară pe rucsac. Dar în general, noi recomandăm gălăgia. Profesorii care merg cu ei, profesorul care merge cu ei în drumeție, are inclusiv pistol la el, există petarde, cei de la Ocolul Silvic știu că noi venim în tabără și pregătesc zona ca animalele să nu fie pe acolo. Mâncarea este băgată în niște pungi speciale care nu îmbie cu mirosurile ca să vină la noi. E un sfat pe care pot să le dau tuturor care merg cu cortul. Bravo. Mâncarea se pune la 100, minim 100 de metri de locul în care dormi. Și se urcă de obicei, dacă vrei să o mai și găsești, o urci în copac să n-ajungă acolo, dar de obicei ursul ajunge în copac. Dar tu dacă stai cu slănina și cu papa bun în cort, ursul nu vrea să te mănânce pe tine, el are treabă cu mâncărica ta. Și încă o greșeală pe care o mai vedem că o fac oamenii, că dau de hrană animalelor sălbatice. Stop doing that, nu e ok. Pentru că pe tine te încântă ideea că ai hrănit un animal sălbatic, dar pe următorul să-l vadă, o să-l asocieze cu mâncarea. Și atunci o să înceapă să-l hărțuiască pe om, pentru că nu vrea să-l mănânce. Nu există niciun om mâncat de urs. Toți au fost atacați, mușcați, dacă te uiți istoric, vorbind în evenimentele din anii precedenți, da? N-a fost niciunul mâncat și a găsit în el verigheta. Iartă-mă, dar am văzut un film? I-a rămas în gât ursului că era mascul. Ce fac cu asta? Și-a scuipat. N-a dus-o la manet ursul că aia era. Nu. Am văzut un film cu Leonardo DiCaprio în care îl cam altuiește. Revenant, da. Acolo vorbim de ursul grizzly, care este mult mai mare decât ursul carpatic. Poți să îl scu degetul spre mine, nu mă deranjează. Așa, da. Și da, atunci erau niște situații absolut deosebite. Dar la noi, în general, să știți că oamenii, de-a lungul, animalele, de-a lungul istoriei noastre, foarte împăciuitoare cu privire la natură, animalele nu vor să se întâlnească cu omul. Nu vor. Prin tot ce ai spus adinaori, eu cred că
ai salvat mai multe vieți. Nu, deci niciodată nu mi-a trecut prin cap să duc eu mâncare la 100 de metri de păi cum să duci tu mâncarea? Cum? Ieși afară! Ieși afară! Ce vrei să spui? Tu aduci mâncarea de la 100. Te-au luat băieții. Nu, sunt obișnuit. Ah, ok, dar, e democrație sau dar o simulăm? E super democrație, e prea multă democrație. Iar dincolo de chestia asta, priate Cristian când o să intre și el pentru prima dată în viața lui natură, că n-a fost niciodată, și o să vadă ursul, zice, trebuia să-l ascult pe Horia. Dar nu contează. Eu zic să trăiți, domnul urs. Nea ursulețul. E foarte tare chestia aia cu rucsacul. E foarte tare chestia aia cu rucsacul. Cum? Geacă, lasă ceva. Ca să cășune. Lasă el oricum ceva. Trebuie să se descarce, nervos pe ceva, știi? Eu. Dar eu nu spun adevărul, pot exista situații și situații. Îți spun lucruri care au fost studiate de oameni și pe care le-au folosit. În general, este bine să faci gălăgie și să ai la tine spray de urs. Sprayul de urs este un item care mie nu-mi lipsește, niciunui profesor și niciunui supraveghetor și supraveghetor de la mine din tabără, toți au spray de urs. Este un spray special care aruncă un jet până la 11 metri distanță. 11 metri dacă distanță. Îi dai în pufarină ursului, crede-mă că îl răzgândești. Adică îi dai de treabă pentru următoarele câteva ore. Poți să ai un ăsta ca să încerc pe Marius sau pe Cristi. Da. Coțitul de urs este de lemn și se dă post-factum. E după ce ai lăsat urmele de frână. Credeai că m-a prins cu cuțitul de urs. Facem ok. Da. Și din fericire, copiii care merg la mine în tabără au parte de niște oameni cu experiență în teatre de război. Au pregătit, adică sunt niște oameni care cunosc absolut toate secretele umblatului prin sălbăticie în condiții deosebite, ca întrebare, să zic așa. O întrebare pentru cei care ne urmăresc, cei 2-3 copii plus părinților, deci sunt 6, practic 9. Vreau să te întreb dacă și adulții sunt primiți sau numai copiii fac parte din... Numai copiii. Ne gândim foarte serios ca din primăvară să fac niște module aici în București, în weekend să vină, și vreau să experimentez acest modul părinți-copii. Să vedem cum ne descurcăm cu ei, pentru că am impresia că părinții uneori pot fi mai năzbătăioși decât copiii, dar nu cred. Eu te asigur că sunt, pentru că dacă tu poți să convingi un copil, doar 45 de minute ai voie să vorbești cu ei tăi, dragă părinte, ai 50 de minute să vorbești, ai 5 minute bonus, dar nu cred că e un challenge pe care vreau să-l fac primăvara asta, să vedem dacă există oameni, deși avem feedback foarte bun și anul trecut a trebuit să închidem din mai înscrierile pentru că deja depășisem. Când se va întâmpla chestia asta în viitor, în 2024? În vară, în perioada ultimă, de obicei, încă nu este gata semnat contractul cu locația, e ultima săptămână din iulie, primele două săptămâni din august. Ne-au rugat părinții de afară, copiii care sunt în diaspora, să poate să prindă și ei concediile și să vină încoace să-i trimită, pentru că nu se mai întâmplă nicăieri în lume ce facem noi. Și sunt foarte mântru de chestia. Eu vreau să-ți propun ceva și cu siguranță colegii mei vor fi de acord. Da? Noi vom veni la focul de tabără. Serios? Da. Nu cred. Da. Nu. Deci s-ar bucura copiii extraordinar. Stai că am pregătit și un moment artistic. Ah, ok. Stai că e cu Caterinca. Lasă-mă, nu mai vreau să te văd. Trebuie să las rucsacul. Bine! Mă, Horia, mă, te joci cu sufletul unui murit. Să luăm eu pe Horia Brenciu să cânte la focul de tabără. Deci jur că dacă vin într-o acolo, zice, a venit ursul. Deci Nu, avem spray. 11 metri, doamne. Nu, trebuie să spun o chestie. Te rog. Și vreau să te întreb pentru soția mea, are o întrebare pentru tine. Soția Alice, mea, salutări. Ne-am întâlnit undeva, deosebit. Am fost într-o excursie undeva, pe lângă Sibiu. Okay. Și la un dat, la o distanță, pentru că nu numai să nu înțeleagă lumea că sunt doar urși, da? Sunt și câini de stână, care sunt foarte, vorba aia, au de luptat cu lupii, nu? Da. Ce a făcut soția mea? Ghici. Dar trebuie să zâmbești, trebuie să gândești ca o femeie. I-a dat cu parfum în nas. Nu, i-a dat cu tocul. Nu. A văzut câinii la care erau la vreo 180 de metri distanță, a intrat pe YouTube. Așa? Deci acolo în plină sâmbătice.
Și a pus ceva de pe YouTube și a pus la trătură de altă câine. Nu. A pus niște sunete de la de... în altă frecvență. În altă frecvență. Nu funcționează. Corect, e adevărat, n-a mers. Dar după ce a pus asta, a făcut așa. S-a văzut și câine în altă frecvență și n-a mers. Nu, în general... Deci ăsta nu merg. Nu. În general e bine să ai o toiac de drumeție cu tine. Da, nu, să știi că cele mai multe, da, adică poți ține la o distanță considerabilă de așa manieră încât să nu te atace, știi? Și dacă ești în grup, rămâi cât mai compact grupul, să nu încearcă să te rupă ca pe oi de gașcă, ca să poată să te capseze. Eu, datorită lui Șerban astăzi, sunt mult mai pregătit, bine, am aflat niște date noi pe care nu le știam și am omis să-l întreb acum 23 de ani, dar important este că acum pot să... Bine ați venit în jurul focului, suntem în tabăra exploratorilor. Uai, ce tare! Eu trebuie să te prezint pe tine, că ești la mine în tabără. Da, eu sunt povestitor. Eu sunt Moapatoi, deci Moipatoi. Moapatoa. Și l-am dat... Na-na-na. Tu ce te bagi în momentul meu artistic? Nu, eram pe public. Am înțeles. Până asta. Doamne și domnilor, pentru vulpea pe care am văzut-o astăzi, am o melodie. Și acum melodia sună așa. Iar ai stricat hârtie mult. Hopa! Atenție! A căzut căprioara pe pian. Pentru ea, pentru ea, pentru ea, pentru ea. Băi, cum se auzea, mă! Îmi aduc aminte la cât peste 20 de ani. Pentru ea, pentru ea. Atât de mult. Nu pot să cred, nu pot să înțeleg. Vreau decât să mă asculți. Nu pot să stau cu gândul că mă uiți. Pentru ea, pentru ea aș da orice, doar să știu că e din nou a mea. Pentru ea. Pregătim și locul. Am o idee senzațională. Dar să spun imediat. Și acum pentru ea, pentru ea aș da orice, dar să știu că viața mea pentru ea. Pentru tabăra mea. Da, vrei să spun ce piese ne fac cu noi cel mai mândri? Noi după ce am întrerupt colaborarea cu 3 Sud-Est, pentru noi îți dai seama că a fost un challenge foarte important să vedem, bă, un artist complet trebuie să scrie muzica lui. Corect. Nu? Da. E următoarea etapă, următoarea treaptă. Și acolo am fost, iar piesa Nisipurta de Vânt a fost pariul nostru cu chestia asta. Cum sună Nisipurta de Vânt? Nisipurta de Vânt? Nisipurta de Vânt. Ești un ignorant, ar trebui să asculti și muzică bună. De la noi, mă refer, nu. Nu-mi pasă că mă sting ușor așteptând. Lumea o știe piesa asta și culmea e pleiată la radiouri și în ziua de azi. Cer scuze... De când fac podcastul... Da, și aia e muzică scrisă de noi, 100%, adică de noi mă refer la formula în care apare și Țapu și Marțianu și Greiere și... Pentru că noi în 2005 am mărit trupa. Așa. Am intrat în zona de live, pentru că tot a fost acel mare trend... Deci exact cum eu,
Da. Am trecut de la prezentare la cântare. Tu ai trecut de la, prezentare la cântare. Nu, de la cântare la prezentare. Da. Dar nu, tu ai trecut. Nici măcar prezentare. Am trecut la cântare. Tu ai trecut 180, ceea ce se numește pentru un artist pe scenă, 180 de grade schimbat. Da. Adică după ce făceai tot felul de lucruri pe scenă, după ce aveai un CD pe care mergeai un negativ, tu ai trecut la full blend live. Da. A fost foarte greu, pentru că la vremea aia, în 2005-2006, nu aveai condiții să cânți live. Gândește-te ce însemna să dai un rider tehnic și să te duci acolo să primești, primeam cablurile în mână. Montați voi. Deci am avut la un moment dat, am venit la Tobe, un domn cu microfoanele, și ne-a întrebat, mă iertați, dar astea trebuie să montez toate și în ce ordine? Hai, mă. Serios, am mixat, deci am montat scene. Serios, am montat scene. Extraordinar. Montat scene de la mixer, am tras cabluri pentru microfoane, pentru tot, pentru tobe, chitară, tot. Adică cam asta era, că noi vengeam, nu știu cum faceți voi, și voi vă duceți înainte, faceți probe de sunet, nu? Da, da, da. Sau îi trimis pe aici după aia. Nu, probleme de sunet le facem după cântare. Băi, ce n-a mers bine? Hai să mai facem. Nu, mă refeream dacă mergeți toți. Sau câteodată mergem toți, câteodată... Noi mergeam toți, nu exista varianta VIP, mă înțelegi? Da. Și că eram la premier, la cinele, la de-astea, nu știu ce, că ne întrebam pe ăla că schelele ia tobarul și spune, ce dracu, nu te-ai apucat de muzicuță? Degeaba mai plânge acum? Înțelegi? Și montam scule. Foarte greu în 2005, 2006, 2007 să mergi pe ideea de live. Erau câteva cluburi în țară în care mergeau trupele de rock să cânte. Și mod tradițional nu cânta o trupă care venea din dance ca noi. Și ne-am trezit prin tot felul de cluburi, până am renunțat. Deci la noi a dispărut ideea de club să mai cântăm, pentru că era absolut varză să cânți în club. Și am rămas pe scene mari și acolo unde mai apucam. Știi? Adică, da, a fost cu sacrificii, dar noi ne-am asumat treaba asta. Am zis, băi, e o nouă experiență, e o nouă treabă, hai să mergem live total. Dansul tău s-a continuat puțin, într-o versiune, altfel de versiune, în 2012. Nu mai știu, la ce te referi? În 2012... ai fost la Dansez pentru tine. Ah, da. Da. Și ai avut o parteneră pe Valentina Haină Roșie. Da, Vulpe. Așa îi spuneam, da. Îi spunea Vulpița. Îi spunea, dar nu... Vulpe, da. Îi spuneam și acum e dansator profesionist. Da, am colaborat cu Valentina, dar mi-aduc aminte că... era normală pentru tine chestia asta să te duci într-un loc de dans tu care simți ritmul foarte bine? Băi, a fost challenging pentru mine, pentru că era după o perioadă în care n-am mai dansat de... adică ruginești, frate, că nu dansezi, chiar ruginești. Și acolo, da, serios. E că asta se auzea, să nu credeți că e de la microfon. Ruginea de pe balamale. Trecând până atâtea stiluri... care trebuiau executate corect, acolo coregrafii care erau și care făceam, Lilian a fost coregraful nostru, cereau un standard, înțelegi? Și eu aveam o istorie de aparat, adică eu aveam totuși background de dansator, nu puteam să mă duc la emisiune să mă fac de râs, știi? Și am avut momente în care am zis, bă, nu cred că pot să fac treaba asta la nivelul la care aș vrea. Știi? Pentru că trebuia să fiu între cei mai buni. Într-adevăr, n-am avut un caz. Trebuia să ai un caz. Eu cred că ar trebui să vă spun că Animal X, copii, pentru că poate nu știți, a fost trupa premiată, da? Prima trupă premiată la MTV Music Awards. Da, avem trofeul ăla, mă mândresc tare cu el. Serios, același trofeu are și Eminem și, adică, e foarte tare. Să-l ai pe la, în studio e bine. Adică mă uit la el așa, zic, ok, mai avem premiile industriei muzicale românești, tot felul, da, whatever, da. Important e și ele la vremea lor, nu vreau să fiu rău. E adevărat. Dar cântezi la ăla cu arca așa, cu M-ul așa, cu MTV. Bă, arată într-un fel. Te întorc eu frumos să te cântești. Da. Nu merită. Când te uiți la trofeu, zic, hai să ne bucurăm de muzică. Tu te-ai bucurat de muzică. Da. Care e filozofia ta vis-a-vis de trupă? De ce cânți? Pentru bani? Pentru faimă? Pentru familia de pe scenă? Pentru ce ai cântat? Pentru ce cânți acum? Privire acum nu cânt. Pentru că am obosisem foarte tare să mă lupt cu sistemul și au venit copiii și mi-am dat seama că viața de trupă nu are treabă cu viața de familie. Adică nu avea nicio treabă. Viața de trupă, ca să poți să naști un album, înseamnă foarte multe săptămâni de muncă, de stat noapte în studio,
Pentru mine nu exista conceptul de, bă, hai că avem treabă cu banca, avem cu astea, că ne trezeam noi se închideau băncile. Serios, pentru că asta însemna experiența de trupă. Însemna să stai până târziu să încerci, să experimentezi jam session-uri peste jam session-uri, ca să poți să, din 80 de piese, să scoți 10 piese pentru un album. Noi am avut deosebită plăcere să mergem până la Ibiza, înțelegi, să ne facem să ne mutăm cu studioul acolo și să lucrăm... La Ibiza. La Ibiza, serios. Am închiriat o casă și am lucrat acolo cu DJ, am cântat pe casă. Adică a fost o experiență absolut bestială, pe care o recomand tuturor trupelor. Nu știu cine se uită la tine în industria muzicală și sper că se uită, că au ce să învețe. Asta am băgat și eu așa, că-ți fiu drăguț. Cum îl cheamă la cu apă cristalină? Cristi de la mai... Banat. Da, da, da. Bă, nu, bă, e în mort. Așa. Are o experiență foarte tare. Și stăm Infinity în piscină. E foarte tare. Am putut să fac experiența asta că nu aveam, înțelegi, familie, copii și așa mai departe. Oamenii de acasă poate nu-și dau seama ce sacrificii faci tu, Horia. Tu, ca să-i bucuri pe ei, trebuie să pleci de în sânul familiei tale. Sărbători tu nu ai. Corect? E adevărat. Este adevărat, nu? În momentele alea în care trebuie să fii alături de familie, să te bucuri de copiii, pentru că ei cresc. Dacă nu ești alături de ei când ei își doresc să fie alături de tine, când sunt mici, atunci când văd, talie! Degeaba îți dorești tu când ești bătrân, spui că ăla e mare, deja are prieteni, iubită, soție, și tu zici, hai vin la tata că mi-a fost dor. Too late, my friend. Și asta am înțeles-o. Cum? Pentru că am frați mai mari. Le mulțumesc din suflet pentru că mi-am dat seama că am putut să fac acest transplant de experiență și să-mi spună că așa frățește, mângâindu-mă, bă, vezi cum îți gestionezi timpul. Timpul de trupă nu înseamnă la modul cum îl fac eu. La mine sunt all in. Ori suntem, facem o treabă, ori facem alta. Acum okay. Sunt pe familie. Okay. Deci nu există altceva. Am înțeles. Teddy, Alex, Ada, deci tata e cu voi. Mm-hmm. Roxana, deci nu e o problemă. Da. Dar, acum dacă îi întrebi pe copiii tăi și pe toată familia ta, e pe așa da. În față. Copii, okay. Uite. Tata, știți foarte bine, ați văzut nu niște știu, imagini. Unii dintre ei nu prea. Adică, ați văzut niște filme, probabil v-au spus niște colegi de ai voștri de la grădință și la școală. Tata a avut o trupă. Okay. Vreți ca tata să sărbătorească 25 de ani anul viitor? Bă, dar care-i planul tău? Stai băi, planul meu ăsta e planul, bă! Ce, Furdi, da. Ce-ai făcut? E, Furdi, asta e! Tu ești normal, roșit. Normal! Noi vrem vrem să-ți producem. Nu vrem că-ți vrem. Ah, vreți lovele, mă băieți. Drumul deci, spre ea de presăra numai cu intenții bune, Horia. Pentru 25 de ani, one night stand. Da. One night stand? Da, pentru o singură seară, așa se ne anunță. Pentru o singură one night seară, stand, eu știu Animal X. Da. Paranteză mică jos, pentru toți nostalgicii. Va fi o bucurie, o reîncărcare și după aceea pleci acasă. Nu știu ce să faci concertul după concerte. Anul viitor. Nu în iulie, începutul august, ca ai tabără. În septembrie. Băi, e o idee rea. Nu. No. O să ne chem și pe trebuie să vă înțelegeți cu băieții, că eu fără băieții mei nu mă mișc. Adică Animal X înseamnă my boys. Deci Animal X înseamnă așa. Șopârlă, da. Alexandru Sebastian Salaman, da. Și după el s-a luat și Salman Khan în India. Da, numai că nu lucrează la ceași moldoveancă. Alexandru Sebastian Salaman s-a născut pe 8 februarie 1982. Da. Și acum este nu e mai în România. Nu mai este în Tenerife. Da, se mișcă, știi melodia cu Tenerife? Tenerife! Nu? Nu? Se mișcă bine ca în Tenerife. Asta e de la Soci, o știu. Da, ce să zic, ar trebui să... Bine ca în Tenerife. Ești foarte la modă. Da, nu, de la Soci mea. Și în 5 septembrie 1983, septembrie, Laurențiu Mihai Penca Vierme. Și Marțianu George Belu, chitaristul nostru, și Lazar Cercel, care a scris muzică pentru DJ Project și un producător foarte bun, un producător prolific de muzică. Marțianu, născut în 28 iulie 1983, chitară, ulterior bucătar. 18 noiembrie, domnul Țapu, a.k.a. Lazar Cercel, și Ivănuș Alexandru.
Tobarul nostru. 29 aștia septembrie, 196, baterie, perfect. Da. Da, ăștia deci, suntem noi. Deci e o chestie clară. Alex, asta a devenit după 2005. Scuză-mă puțin, dar mi-a venit cu un mesaj. Da, ah, ok. Nu, iartă-mă, chiar... dacă vrei, mai mănânc nu, ceva. Nu, nu, citești nu, mesaj. Mă mănâncă liniștit. Ideea este da. Că vreau neapărat să văd mesajul, dacă și găsesc. Primul mesaj este ăsta și zice așa. Salut, Șerbane, salut, Horia, salut toată familia Animal X, vă pup și vă iubesc. Și mai presus de toate, la mulți ani, Titu. Șerbane știe. Am și eu nevoie de explicații, te rog? Da, ok. Oamenii ne apreciau. De ce râzi, mă? Tu știi de... Ce de... Zi de... Pe Titu, da. Bun, am fost la Titu. Stai să beau puțin. Stai că beau și eu puțin, dacă vrei, dacă te scoți. Ok. Tu văd că mai mult o pupi decât o bei. Ia-l primul pahar, al doilea. Bun, am avut concert la Titu și... Deci Marțianu, da? El e Marțianu, chitaristul. Și... A venit la noi domnul primar, am făcut cunoștință, ne-a primit acolo în primărie, în sfârșit, și ne-au dat cartea de onoare a orașului. Ok. La noi în trupă n-a fost niciodată bătălie cu care să iasă în față. Așa. Bă, ești tu. Eu ieșeam că eram nevoit. Spunea, domnule, tu ești liderul. Mă, nu sunt liderul, la noi e democrație. For real. Mă, că ăștia erau niște lepre. Tot eu mă puneau pe mine. Haideți, vorbește tu. Bă, frate, mă, vorbiți și voi, că tot mă iau ăștia de lider și nici măcar nu-mi iau bani de lider. Împărțim totul, frățește. Bagă material, spune că se lansează albumul, câte piese are, unde, normal. Cum, cu tare. Marketing. Hai, bravo. Serviți, vă rog. Bravo. Na, când venea interviul și a venit domnul primar. Cartea de onoare a orașului, vă rugăm frumos să scrieți niște... Aici, ziua orașului Titu, făcea nu știu câte ani, și câte ani. Un moment deosebit în istoria așa. Orașului Titu. Și pentru noi că am fost acolo invitați. Și Titu spună... o să gândim și noi, chiar în decembrie acum, că să vezi istoria. Să știi că e un public foarte mișto acolo. Mă bucur. Și zic, gata, cu democrația, bă, băieți, vierme, te împușc în gât, tu te ocupi. S-a întâmplat că la mine, frați, bă, tu te ocupi, tu te ocupi. Tu. Și a picat pe Marțianu, pe chitarist. Să vorbească. Nu, să scrie în cartea de onoare nu orașului. Nu cred, și ce a scris? Bă, frate. Omul, vedeam, s-o prinse că ei mai beau câte o bere, eu n-aveam voie. Niciodată n-am urcat sub influența, sub nicio fel de substanțe. Influență. Nu, eu trebuie să fiu foarte, trebuia să fiu foarte limpede. Și s-a oprit asta, de-mi băut 40 de minute. Ce să scriu în cartea de onoare? Mă, ce să scriu? Măi, Tanel, Marține! Haide, mă! Bă, stai puțin, într-o final vin. Gata! Ia, de ce scriu? La mulți ani, Titu. Aoleu, Bacovie, Eminescule. Băi, tu ai făcut școala de diplomație la SNSPA? De unde te vorbe la tine, mă, băiatule? Asta a scris el, mă, la mulți ani, Titu. Bineînțeles că am luat capră bolândă ce ești, Marțian. Asta e faza cu la mulțumită. Iartă-mă, dar mi-a venit un mesaj. Băi, dar lasă-mă, mă, dar tu ce ești, Andreea Marin? Salut, Șervan, salut, Horia. Salut, salut. Nu știu dacă asta trebuie să zic sau... Uite, asta e șef. N-am înțeles prea bine asta ce trebuie să fac acum, dar o să improvizez. Te rog, mulțumesc mult pentru toate experiențele pe care le-am trăit împreună. Adică noi cu trupa și prin concerte și pe oriunde am fost. Și noi o perioadă am stat toată trupa împreună în aceeași casă. Și s-a dezvoltat o relație mai mult decât cea de coleg de trupă. Adică toți eram frați, ne știam cum respirăm. Și ne știam și muzical cum respiră toba. Dar și așa ne știam fiecare. Și existau niște glume de frați. Așa. Și după ce s-a terminat treaba cu trupa, pentru că nu mai am fost de acord să nu mai cântăm împreună, noi am rămas la fel, adică mi se pare că toți din trupă suntem aceiași oameni care eram atunci și încă ne ajutăm și sărim unul pentru altul. Și te iubesc mult. Și eu te iubesc, frate. Pe 25 anul viitor... închis. Băi, dar... Tași-mă din gură, că era un moment emoționat. Trebuie că ai uitat televiziunea. Lasă-mă. Eu vreau, da. Băi, eu vreau să plâng Lazar, acolo. Lazar, când e, o să trei, Lazar e un băiat extraordinar de talentat. Și să știi că am avut un mare noroc să-l aduc în trupă pe el.
pe Cercel Lazar. El a cântat în trupa Praf în ochi înainte. Dar am reușit să-l mint așa frumos încât am plecat de acolo și a venit la noi. Țapu! Da, el mai avea și porecla la Bocioruego, adică de la Boșorogu, și vieri mi-a zis, mai puneam babeta. Aștea tot timpul să certă și erau cu tabieturi. Ai trăit printre tot felul de porecle. Da, mă, și da, credeam. Mie cum? Mi-ai zis? Mi-ai dat o poreclă mie? Happy Feet. Dacă tot m-ai întrebat, porți 58 la picior? Știi desenul animat? Cu Happy Feet, care cânta? Eu l-am dublat. Ha? Eu l-am dublat în română. Exact, asta a fost paradoxul. Deci Happy Feet. Vesel, bine dispus, își urmărește steaua până la... Cu da, 58 la picior. Dacă vă uitați la cât poartă Horia, mamă ce reclamă acolo. Eu cred că trebuie să-i dau... Ai cumva telefonul Vierme să-l sun? Nu, chiar vreau să-i fac. Dacă toată lumea... El n-a apucat, l-am rugat să-mi dea un mesaj, dar n-a apucat, nu știu pe unde e. Vierme e în București și are o afacere foarte Tu vorbești serios? Serios, da. Face restaurări și chestii foarte tari în zona asta de... Nu face muzică deloc? Nu se ocupă cu muzică? Nu, nu. Are și toți cumpără scule, pe tot mesaj, ascultă. Poți să sun direct de pe mesaj, de pe SMS. Da, mă, băi, voi v-ați făcut Andreea Marin, mă, știam că vine la Horia Brânciu. What the... Eu am... Da. Conversați cu... Nu, asta nu? E... Eu nici nu știu să apăs pe ăsta, dar mă descurc. El a trecut printr-o transformare majoră, Vierme. Pe bune? Da, și sunt foarte mândru poți de ce face. Poți să-i spun Orezu sau Vierme, la care răspunde? Cum vrei tu. Mihai. Și la... Mihai, da, Mihai. Prietene apropiază. Da. Sau îi spun, cum îi spun eu, Babeto. Nu răspunde. Normal, că doarme la ora asta. Alo, băi! Hai, du-te! Bă, uite-mă figură de artist acolo, bă! Uite-mă figură de artist acolo! Bă, uite-mă figură de artist aici, bă! Uite-mă figură de artist! Bă, lasă-mă să pun mâna pe tine, mă! Rătați la fel, mă! Aoleo, emoție! Bă, când mă văd așa... Dumnezeule mare! Arătați la fel. Și voi arătați la fel. Aule, da. S-a pregătit un microfon și două scaune deodată așa, dar ce sunteți? Ia loc. Nu, stai aici, te rog, stai acolo. Stai acolo. Uite, a venit și un pahar de vin. Bei nu apă plată, mă. Apă, da. Băi, formidabil. El e Mihai Laurențiu Penca. De când te combinezi? Nu, chiar vă rog să vorbiți liniștiți, nu e problemă. What the fuck? Cum vă tuți? Tu ce faci, mănânci? Nu, eu privesc tavanul ăsta trebuie să revopsesc, trebuie să fac cina cea de taină și vreau să fac așa o renaștere aici. Băi, frate. Yep. Despre ce vorbeați? Despre tine vorbeam mai devreme și spunea cât de mândru sunt de tine, cât de bine te descurci și ce tare ești. Ce... Mulțumesc frumos! Da. Mă bucur că el totdeauna a fost ca fratele meu mai mic. Și viața pe noi ne-a aruncat în diverse zone. Nu cred. Alo, bine! Ce faci, brother? Salut, brother, ce faceți? Uite, mă, am crezut că am venit la Horia și am ajuns la Andreea Marin. Da, e vorba de că în momentul ăsta... Surprize de-astea cu... Vreau să spun un singur lucru, dragă șopârlă, că eu spun șopârlă, că vorba, nu ne-am văzut de 20 și ceva de ani, dar vreau să spun că anul viitor facem un spectacol doar pentru o singură seară, Animal X. Fii atât, mare. Da, ia uite, ce frumos! Bine că își face planul Horia, nu? Inițiative! Spune că lucrurile astea întâi se votează în trupă și după aia vorbim dacă e să facem. Se votează în trupă, vedeți că toate biletele sunt cu da. Mă bucur foarte mult că ai avut timp să intri cu noi în direct. Wow, ce tare! Și eu mă bucur că v-am auzit și că... Brother, cum ești? Lasă vrăjeala! Cum ești, moșule? Că nu ne-am auzit de o lună, două, de cât? Cum ești? Da, cam așa. Sunt bine. Suntem bine? E bine la Tenerife, mă? E bine la Tenerife? E foarte bine, e cald, e frumos. Tocmai ce am venit de pe...
de pe ocean, practic, acum am ajuns că acum jumătate de oră, am avut o ieșire mai devreme. Ai fost singur sau cu Monica? Nu, am fost singur, fără Monica. Oh, da. Vezi că în primăvară s-ar putea să aterizez pe la Matale. Vine Șerban. Vine Șerban. Ce vrea Horia cu Furdi. Vezi, bă, că e Furdi băgat la mijloc. Exact. Horia. Exact. Da, Horia e nostalgic pe Neața. Face da, eu sunt nostalgic pe Neața pentru că mi-am adus aminte de o groază de lucruri și mi-a spus exact cum ați debutat voi și ce ați făcut voi în urmă cu mulți ani, în anii 90. Și vreau să spun că pentru prima dată, după 23 de ani, îi am pe toți, unul la telefon, doi în fața mea, am o hienă, un vierme și o șopârlă, cele mai dragi animăluțe ale mele preferate pe care nu le-am văzut de 20 și ceva de ani. Mulțumim, da, așa este, au fost vremuri minunate, extraordinare, pot să spun. Ce să, Animal X a fost și este și va fi întotdeauna prima dragoste și unica dragoste în, inclusiv în viața mea, să spun așa, și nu numai Animal X, dar și fanii noștri și tot ce am făcut, mișcarea în general și noi fiind și făcând tot această mișcare și toți fanii și voi inclusiv, pentru noi a fost ceva minunat și inclusiv pentru mine, ca să spun așa. Acum că drumurile noastre au luat diferite direcții, asta e. Dar întotdeauna vom rămâne melancolici, nostalgici și prieteni, brother, și prieteni, că vorbim. La mare, Horia, acum am fost cu toată echipa Antena, știu, o vară întreagă cu toții. Cred că a fost una dintre cele mai frumoase vere. Bă, mai ții minte când ați fost la ziua mea? Da, cum? Asta nu-i de vorbit. Nu-i de vorbit asta, iată. Ești sigur? Da. Nu este mai responsabil ca tine, ești sigur? Bă, fii-am aici. Eu mi-aduc aminte când, știi, eram eu foarte... Pe vremea aia nu se lansau prea multe artificii, dar am făcut 29 de ani atunci. Da, cu noi, de moșule, da. 29 de ani, era în 2001. Extraordinar. Am niște poze cu voi acolo, senzaționale. Da, dar nu le pot da publicității. Nici noi alea cu tine. Da. Da, eu sunt bine perfect ce pentru podcast public, dar vreau să spun că mi-e foarte dor de voi, mi-e foarte dor să fiu împreună și aș vrea să ne reîntâlnim cât de curând și chiar dacă ar fi să facem o masă între prieteni sau un mic concert, băi, pentru prieteni trebuie să... Alex, nu, pentru... Cu inimă, Alex, nu poți spui mic concert, îmi pare rău. A venit asta cu textele lui. Deci, dacă noi facem un concert între prieteni, eu cred că este perfect. Hai, noroc. Micu-i doar pentru muștar. Exact. Brother, te pupăm! La mulți ani, când o să vezi podcastul ăsta, o să vezi că ți-am închinat și ție un pahar. Exact. Mulțumesc. O să văd și mă bucur că v-am auzit, mă bucur că v-am văzut, să spun așa. Și ne vedem. Și da, brother. Anul viitor 25 de ani, Alex. Nu uita, oficial 25 da, de ani. Te rog mult de tot. Pregătește-ți hainele. Și promit că dacă facem concertul, mă vopsesc în cap. Cum erați voi pe vremuri. Really? Galben, roșu, așa, roșcat. Trei culori pe cap. Ce zici de chestia asta? Da. Așa este. Păi putem face, cum să nu. Un singur lucru vreau să te mai întreb. Ne gândim. Care este piesa ta preferată din tot repertoriul Animal X? Măi, sunt destule. Una chiar poate să fie și mai mult ca oricând. Să pot ierta. Sunt foarte multe din punctul meu de vedere. Nisip purtat de vânt, n-am crezut, nu pot exact alege una, spune că una, nu. Depinde de moment, depinde de an, de senzație. Practic pentru noi cred că fiecare piesă a avut o semnificație chiar foarte importantă. Majoritatea, să spunem, la un 70%, 80% dintre piese. Asta e ideea, că noi nu prea am avut piese de umplutură. Știi, și vezi cine era deștept într-o pasta, Horia? Da, uite, acum am dat seama. Păi bine, doar mă puneam să vorbesc, că tot...
vreau să-mi dai cea mai mare calitate pe care o are Șerban. E simplu, care un. Și aici la fel sunt foarte multe. Are o calitate foarte bună de lider, într-adevăr, dar e talentat în tot, să spun așa, în general. E foarte ambițios și asta mi-a plăcut la el. E genul de partener care, un partener de viață, care cumva să îl iei și să mergi înainte, să poți să împingi orice obstacole, orice... Asta mi-a și plăcut la trupă, și la Șerban și la Mihai. Vezi că Șerban anul viitor, în vară, iulie-august, are o tabără și a invitat niște urși acolo. Mă duc pe post de urs. Dacă vrei să vii pe post de căprioare, ești binevenit. O să vin pe post de vânător. Bravo! Am bine, gata. Auzi, dar spune-mi, care e cea mai mare calitate, cea mai sănătoasă calitate a lui Mihai? Trebuie să mă spui. El se uită acum frumos, așteptându-și verdictul. Care e calitatea lui? Ingenios, talentat, inventiv, și ușor se adaptează, ușor. E clar, vă cunoașteți de prea mult timp. Dacă de multe ori îi place situația, dar într-adevăr foarte inventiv. Bun, care e defectul lui Șerban? Spune-mi-l acum, pe mie personal. Spune-mi, un defect al lui Șerban, te rog frumos. Alex, nu mă lăsa așa. Sfore noapte. Fă-l imperfect. E chiar imperfect. Încăpățânat, câteodată prea autoritar. Oprește-te aici! Și că oprește-te aici. Și Mihai, zi-mi un singur defect, că mi se pare prea... Se uită așa la mine la microfon, se uită la telefon. Zi-mi un defect al lui Mihai. Măi, la Mihai pot să zic un singur cuvânt. Indubitabil. Asta e cuvântul lui preferat. Te părul tău adevărat, mă? Da, mă. Auzi, dar tu ai văzut păr... Și ăsta e al meu. Îmi pun și creții peste... Da, astăzi glume interne. Da, glume interne. Dar tu știi că Mihai acum are părul creț, da? L-a avut întotdeauna. Nu l-a avut întotdeauna. Nu l-a avut întotdeauna. În urmă cu câtva timp, în urmă cu câțiva ani, era un părul era mai lins așa. Am descoperit bigudiurile. Dar presupun că de la creativitate, măi, n-a fost chiar lins întotdeauna. Totdeauna a avut o parte de creț în el. Cum sună asta? Cu toții avem creț. Auzi, da, știi că pe chitaristul meu... Nu stricați podcastul, sunt nebuni! Da, știi că pe chitaristul meu îl cheamă Cresu. Deci eu cred că se leagă toate lucrurile. Da. Dragul meu Alex, mă bucur tare mult că ne-am auzit. Ai tăi te sărută cu drag. Te pupăm, brother! Toată echipa mea te îmbrățișează și... Dacă nu vii tu aici pentru focul de tabără din tabăra refugiaților, atunci venim noi la tine în Tenerife și va fi mai rău, să știi. Veniți voi aici. Cred că mai repede ajungeți voi. Dar câte camere ai? Ai o cameră în plus? Am destul de multe camere în plus. Nu vă faceți băieți. Bravo, brother! Bă, în sfârșit! Copii, mergem la vară în Tenerife! Tenerife! Gata. Deschise. Da, bine, tocmai ți s-a terminat vacanța, da. S-a încheiat totul. Tu o să stai afară și niște cotropitori o să-ți vizitezi casa. Îți mulțumesc foarte mult. E loc. E loc și de casă, e loc și de barcă, e loc și de schigeturi, și de ATV-uri, și de... Eu v-am zis că ăștia doi sunt mai bine. Scuze-mă, ești tu cumva un miliardar între timp și noi nu ne-am prins și tu de-ai fost... Acum cauți și sponsor pentru evenimentul ăla. Lasă-l în pace, băi! Drăguțule, îți mulțumim frumos pentru gând. Pentru mine e o amintire foarte frumoasă cu toți trei și vă păstrez în suflet și cu muzica, dar în special cu felul vostru de a fi, cu care m-am bucurat de fiecare dată când ne-am întâlnit. Și eu, Horia, și eu mă bucur pentru intervenție și mă bucur că v-ați gândit la mine. Vă salut, vă pup pe toți. Brother, ne auzim mai încolo și... Da, brother, și da. Ne auzim mai încolo, da? Ne te pup, ne auzim noi de ziua de Crăciun, să ne zice mare noastră. Crăciun fericit, drăguțule. Pupici magici. Te pup. Auzi, pupici magici, zice Mihai, știe el ceva. Ha, ha, ha. Pupici magici. Pupici, pa. Pa, Alex, ciao. Pa.
Bă, da, ce desfășurare de forțe pe aici. La domnul, ce te referi? Ai, la vin? Sunat, l-ai adus pe Mihai. Trebuie neapărat aici, să pregătim ceva în plus. Și filmează, nu? Nu, nu, nu se filmează. Trebuie să stăm așa. Nu, apropiezi microfonul ăsta de tine. Gata. Gata, șeful. Așa, 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 așa. Vrei pe ăsta mai mic? Băi, dar mă țin minte când intrați în emisie? Hamsi! Dar ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat? Hamsi! Asta e stavrid? Nu e stavrid. Nu, nu, nu. E sardină. Sardină, barbun, dacă zice fratele. Bă, dar le știi pe toate, mă. Le știu. Da, pescar, pe, să pe știi pește... că merge la Marea Neagră foarte des la pescuit. Pe cu băiatul pește... lui, are un băiat absolut minunat. Robert! Robert! Da. Știu tot. Gelbura Iuxu. Dar pe mine, de ce nu mai... Bă, după ce, după toate întâlnirile noastre. Așa. Eu, de... Pe mine, de ce mi-ai zis? Hai mă, Horia, să pescuim și noi. Dar ce, că nu știi să pescuiești? Eu, dacă știu să... Ieși afară! Ieși afară! Eu? Eu? Că avem nevoie de geamanduri când... Eu, știi? Dacă știu să pescuiesc? Știi, nu? Știi eu? Păi, nu știe, mă. Eu cu ochii închiși, pac, și ți-am scos... Și l-ai scos. Peștele spadă. Sau râma? Spadă. Spadă. Acum am aflat... Nu știa că e pasivă. Pe viitor, da, facem o cumetrie și mergem. Perfect. Dar nu cu ăsta prăjit, îl prăjit pe baltă. Da. Ce prindem? Fii atent aici. Vreau să te întreb dacă știi cum își făcea când era tânăr copilaș. Așa. Șerban peștii pe care îi prindea. Păi îi făceam împreună, cum dracu să nu știu. Ai naiba. Păi era cu mine, mă. Da, da, corect, bravo. Îi făceam pe plită, pe stavilopozi. Îi prindeam la petactar, guvizi. Ce plită aveai? O tablă? Da, o tablă, o chestie. Și pe sare aveam un cotul de pâine la noi și asta mâncam toată ziua. Și ne băteam cu alge și făceam baie, prindeam pești, scoteam scoici, le făceam pe plită. De dimineață până seara, zi de zi, toată vacanța de vară. Extraordinar. Da. Dragii mei, vreau să vă spun că Mihai, Laurențiu, cum îți se spune, Laurențiu sau Mihai? Laurențiu. Prietenii apropiați îmi spun Mihai pentru că... Atunci o să spun Laurențiu Mihai. Ok. Dragul meu, Laurențiu este membru, fiind, și dacă greșesc îmi spui, da? Upgrader Community. Ce este asta? E o comunitate, era o comunitate de antreprenori. Tu ești acum antreprenor? Da. Da, și de succes. Fii de aici. Uitați-vă bine la el. Deci dacă eu acum spun oamenilor care ne urmăresc, fraților, omul pe care îl știați, dansând, cântând, este acum deținătorul la două companii. Da. Una joacă pasta. Joacă pasta. Vorbim de două branduri, Corp Construct și mai nou acum importăm Cooper & Hunter. Vorbim de sisteme de climatizare, un brand american. Poc. Opa, băi, opa, băi, tata, fii de aici. Eu nu-mi revin. Eu nu-mi revin. Se schimbă lucrurile, adică... Da, știu, știu. Se schimbă, evoluează... Iertați-mă, o să mănânc o... Grisină de asta. Ca să mă, nu, ca să mă obișnuiesc, pentru că voi, în momentul de față, sunteți doi oameni care v-am cunoscut cumva și ați devenit niște oameni puternici și... să zic așa, remarcabil față de societate, prin tot ceea ce faceți voi, nu muzical, atenție. Tu te ocupi de o educație a copilului, un stil de supraviețuire. Și îți mai explic de ce mă mai ocup eu. Sunt specialist în amprentă de carbon. Am făcut o universitate în Washington și deși noi am lansat în 2008 primul calculator din sud-estul Europei pentru amprenta de carbon personală. Acum sunt specialist în carbon accounting, pot să fac amprenta de carbon pentru companii, persoane fizice și sunt în primii 5 din România care fac asta. Vrea cineva amprenta de carbon? Perfect. Facem. Și nu numai asta, specializarea a cercetare de amprenta de carbon și schimbări climatice. Yep. Noi am avut deosebită plăcere ca alături de băieți. Bă, tot îmi vine să te întorc cu scaunul, să te vezi. Dar apropiați-vă, nu? Apropiați-vă. Da, la cameră, da. Cred că ne vedem și microfonul e principal. E podcast, nu e vlog, nu? Da, e podcast, da. Nu e, e podcast. Lasă-l că l-am tăvălit și eu, stai niște. Da, okay. M-a tăvălit el, nu? El a zis. Nu pare, nu. Nu. E doar o mască. Mă uite, îi urmărește și lumea e cu mâini, știi. Am cam aruncat câteva de ochi. Bun, alături de Mihai și de
Șopârlă, Alex. În 2006 am înființat Asociația Generația Verde după un trip pe care l-am făcut noi până 2004 în Delta Dunării. Și am văzut Delta Dunării plină de gunoaie. Și am zis, boys, la noi am... Mergem la pescuit, da. Și am zis, boys, zic, noi avem o voce. Hai să o folosim în direcția asta. Nu se poate natura din România să fie halul ăsta de colmatată de gunoaie. Zic, nu există educație pe subiect. Și cercetând subiectul, l-am aflat de Asociația Salvați Delta. Da, da, așa zice, Salvați Delta, da. Băi, băieții au făcut o treabă grozavă acolo. Noi, având asociația, ne-am dat seama că, bă, e redundant să facem același lucru ca ei și ne-am orientat către schimbări climatice. Am fost în 2008 sau 2007 reprezentant al societății civile la Parlamentul European și ușor, ușor am intrat în discuția asta cu suportul băieților. Am dezvoltat primul calculator de emisii, ce spuneam mai devreme, de CO2 din România și din sud-estul Europei și am mers cu asociația până în ziua de astăzi, în care urmează să lansăm varianta nouă de calculator de emisii de CO2, un software la care folosim inclusiv inteligența artificială, ca unele companii să-și calculeze amprenta de carbon la modul profesional, inclusiv le dăm un badge și încercăm să creștem awareness în zona asta de ce înseamnă sustainability, sustenabilitate, dar nu vrăjeală, greenwashing, hai că ne-am făcut și noi sustenabili și nu știu ce. Nu. În momentul în care îți faci amprenta de carbon pentru un business pe care îl ai și vezi să spui că ești sustenabil, atenție, nu ne adresăm celor care nu își pun această etichetă verde. Nu, spui că e sustenabil, n-ai cum să spui lucrul ăsta fără să-ți faci amprenta de carbon. Amprenta de carbon e ca un soi de radiografie pe care o faci la doctor. Da, 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 da. N-ai cum să treci de ea. Dacă tu vorbeai despre specializarea asta pentru amprenta de carbon, în față avem un tip care a terminat un Cambridge în management și în marketing. Da. Bă, uitându-mă la voi, eu acum, eu după ce termin podcastul ăsta zic, mai am ceva să învăț, trebuie să învăț ceva, nu știu, mă simt... Când am învățat destul sau am senzația că, bă, ce mai învățăm? Deci asta îmi creați pofta mie acum. Nu, să nu credeți că eu vă consider că atunci când erați tineri, că și eu eram aproape de vârsta voastră, erați zurbagini. Nu, erați trei tipi care se bucurau de viață și erau foarte serioși și cu bun simț. Pentru că în viața asta artistică, de-a lungul celor 30 de ani am întâlnit o groază de oameni care, pe care i-am văzut pe scenă. Unii mai serioși și alții mai puțin. Dar ceea ce vreau să vă spun este că e formidabilă schimbarea asta și seriozitatea cu care faceți voi anumite chestii. Ceea ce mă bucură și în același timp îmi dă un imbol. Și cred că asta se întâmplă și celor care au privit, te-au privit, v-au privit când erați vopsiți și nebuni și... Și am un citat de la tine. Te rog. Șerban este o șigodie ordinară care mi-a făcut viața amară. Yes. Apropo de ce ne diferențiază ca business. Deci discursul ăsta nu l-ai avut deloc. Nu știu când l-ai făcut, dar l-ai făcut bine. Apropo de ce ne diferențiază ca business. Mi-am amintit că îi spuneam unui prieten acum ceva vreme că succesul a venit respectând niște principii de bază pe care, din punctul meu de vedere, toate companiile sau micile firme ar trebui să le respecte. Prețul corect, seriozitatea și termenele de la execuție respectate. Win-win. Ce bă? Băi, tu când ai avut timp să te pregătești pentru antreprenoriatul ăsta? Tu ai echipă, serios, la Corp Construct? Bănuiesc că e vorba de construcție, de design interior sau... Explică-mi puțin. Restaurări, ceea ce este și mai complex. Facem amenajări interioare, restaurări, proiectare, proiecte la cheie. Dar noi am oprit de comun acord de activitatea. Și fiecare... Vorbești de muzică. De muzică. Așa. Vorbești de această discrepanță și îți dau niște detalii ce s-a întâmplat, da, sau cum, da, se întâmplă. Ăsta e un exemplu. Te oprești și cauți altă nișă, alt drum, da? Corect. Ești nevoit să-ți dezvolți alte abilități. Și începi de undeva cu pași mărunți și înaintezi. Acum... Depinde de fiecare persoană cu ce viteză înaintează și pe ce cale merge. Tu cu ce ai început? Stai puțin, dă voie să fac o paranteză. El este foarte serios. Nu la modul, nu sunt. El este foarte muncitor. Atenție, este extraordinar de muncitor, Mihai.
în studio, era singurul dintre noi care avea răbdare. Gândește-te că noi am învățat Cubase, el a învățat actually Cubase, programare, tot ce înseamnă în spatele ăla, explorând singur și muncind nopți întregi ca să, să descoase secretele acestui program, pe care nu exista YouTube atunci. Corect. Hai că mă uit, am un tutorial. Era nimic. El avea asemenea răbdare, înțelegi, asemenea tact, încât bagajul de cunoștințe pe care l-a avut și genul de training pe ce înseamnă reinventare ca trupă, pentru că noi atunci ne-am luat viețile în mâini, carierele în mâini, puteam să, deci după procesele pe care le-am avut, cu, să nu menționăm, puteam să ne ducem în cap, adică puteam să-și la concluzie, bă, nu știm să facem muzică. Nu putem să facem muzică. A fost un soi de zero, pentru că porneam da. De la capăt. Deci nu știam. Da. Noi, în momentele în care ne-am luat scule pentru studio, cine era atunci ne producea muzică, a spus, nu vă mai fac muzică. Când au zis că ne-am luat scule, adică aveți voi și puteți să faceți și competiție. Și ne-am spus, bă, tu stai puțin, în loc să te bucuri că noi ne dăm banii pe băutură și pe droguri. Și pe noi ne interesează muzica. Tu vezi, ne dai în cap. Stai asta, că e o chestie care ține de evoluție, adică nu poți să-mi interzici să evoluezi. Și atunci s-a întâmplat fractura și ce a însemnat Animal X după 2005 a fost o muncă titanică depusă inclusiv de Mihai, de Vierme, cum îmi place mie să-i spun, sau Babeta, că e frate meu, înțelegi, care a stat nopții în șir. Babeta vine de la Babețică, nu de la... De la Babețică. Nu. Da, nu de la obiceiuri de Babeta. Babă, Doamne ferește. Da, babă. Înțelegi? Foarte, foarte multă muncă, pentru că i-am spus, bă, zic, eu nu pot. Eu dacă intru în zona aia, zic, nu mai sunt creativ, mă blochez. Bă, și el a luat această cruce pe umerii lui, înțelegi, tot ce înseamnă mix, max, master, a făcut niște chestii care sunt absolut senzaționale în ceea ce înseamnă industria muzicală românească. A reușit să facă drum and bass-ul să sune bine, ceea ce până atunci, să mă ierte colegii de breastă, dar era cam slăbuț. Deci are această parte în el de seriozitate și sunt convins că l-a ajutat să ajungă la nivelul de performanță pe care o face acum în business. Și ți-o spun, brother, true, sunt foarte mândru de tine, de ceea ce faci. Și întotdeauna ești în inima mea și în tot ceea ce fac mă gândesc la voi, pentru că voi sunteți frații mei, înțelegi? Am împărțit o parte din viață care... Deși ne știm de atât de mult timp, sunt măgulit și îți mulțumesc, jur. Serios, da. Adică noi am fost învățați să nu fim atât de melancolici, de soft talking și... La noi era... Harcoreală, știi? Caterincă, pe miștocăreală, adică ne spărgeam non-stop. Da, dar iată că viața ne-a duce, prins puțin de serios. La anul facem 25 de ani de când a început oficial cu apariție, că noi de mult, de fapt, am început de mult mai mult timp, actually. Dar noi nu ne-am luat ca alte trupe, gen, bă, prima oară nu ne-am înființat când am cântat în duș. Nu. Da. Când am apărut la TV, adică, știi, adică... Da, mi-aduc aminte, prima apariție voastră a fost în 96 la Neptun TV. Nu, 98. Nu, 98. Dar noi luăm reper 99 când am avut concert la MCM. Atenție. Stai, că mai știu o chestie și vreau să mă povestiți. Stai, că asta e genială. Spune-mi care a fost aventura cu... 2005, okay. Când ați... Animal X a reprezentat România la Festivalul European Chinez, care a avut loc la... Oh my God! De ce scuze pe tăi, ce cu asta? Pentru că am înregistrat în studio în chineză și am murit de râs. Ce ați înregistrat în chineză? Piese! 5 piese avem, 5 frate, piese. În chineză. Dă un exemplu. Washi-pi-lai-tu-pei. Fang de lang. Eu sunt lupul care vine din nord. Și negativul știu. Ușii ții pe fang de lang. Pei înseamnă nord. Deci Beijing înseamnă orașul din nord. Nanjing e orașul din sud. Ai auzit de Beijing? Da. Asta înseamnă, actually. Ușii înseamnă eu sunt. Și care piesa era asta? Lupul din nord, da. Lupul care vine din nord. Era o melodie... E o poveste acolo pe care n-a trebuit să o povestim aici. Poate că ar trebui, pentru că altfel nu te văd eu pe... Tu ai scris o carte frumoasă, da. Care s-a bazat tot pe amintiri. E dubioasă, s-ar putea să mă găsiți într-un geamantan pe la Ce geamantan, mă? Lasă, e... Nu știi de acum... Ba da, tot un geamantan. No. Anyway, am învățat să... Scuze-mă, trebuie să mă cântați, pentru că nu știu piesa asta. De unde dracu să știi? Că nu știu pasta. Din ăla cam așa sună.
Da, e un salt foarte bun. Da. No, cinci piese au fost. S-ar putea da, să mai melodile. Găsim dacă săpăm prin hard discurile. Da, da, e ceva. Bă, cert e că eu am avut un profesor de limba chineză. Nu, tu... unde? Aici, în România. A. Da, în România. Care te-a ajutat tu atunci? Nu te-ai cu... băga babetul la voci. Tu stăteai și râdeai. Eu a trebuit să învăț chineză cum e trebuie. Nu cred așa ceva. Să citesc din pinyin, înțelegi? Am învățat perfect. Și adică... a trebuit să înregistrez. Și asta dădea era foarte greu. Stop, stop, reiau-o de la... Da, da, ș, și editează-le. Da, era... Trebuia să ai și consultat. O zi muncă de chinez bătrân. Genial asta. Și am tras 5 piese. Cert e că la primele două am avut parte de consultanță. De la 3 încolo n-am mai avut nevoie. Învățam să citesc în pinin și eram, practic puteam să stau pe umărul unui pirat. Eram atât de bun papagal să mor. O reproduceam absolut orice. Cert e că au ascultat chinezi nativi melodiile pe care le cântam și nu s-au prins că sunt român. Și am cântat la un festival al oamenilor de afaceri chinezi la Opera Română. Și veneau la noi vorbind în chineză și noi eram... Și erau, cum? Ce, nu ce cu tine capră? Nu știți? Nu știți chineză? Nu! Și erau șocați. Păi cum ați cântat piesele alea? Zic... Papagalul! După umăr, adică... Aud, reproduc, adică a fost absolut incredibil. Experiența noi am ajuns în, până într-o finală la Beijing. La un concurs gen Vocea României. Da, da, da. Și n-am putut să ne prezentăm din cauza că au intervenit niște situații și oricum o experiență mișto. Extraordinar. Eu cred că una dintre experiențele voastre mișto. Da. Este și următoarea melodie. Hai, du-te, băi, Horia, că m-ai terminat psihic, m-ai mâncat în ficat. Încă un Să nu spui că ai pus mâna pe un hard disk și ai trimis o bestie asta vreo ceva în chineză. Dar n-aveam de unde, că sunt tine alea. Nu-s la mine, la Boșorogul, la da, la da. Încă nu. Deci vreau o baladă. Vreau o baladă. Ți-a dat ceva bani pe combinația asta? Încă nu. Încă nu, dar încă nu. Vor veni. Că vrea să cântăm, vrea reuniune. Da, 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 da. Deci nu știu ce să zic. Vreau să vă spun un singur prima strofă așa. Crezi că am fost prieten cam bun. N-am curaj să spun ce simt. Ai putea să crezi că mint. Toamnă e în sufletul meu. Ești departe și mi-e greu. Deci mi-aduc aminte de clipul ăsta, amândoi erați acolo. E prima noastră piesă după... Super serioși. Frate, eu n-am mai cântat de 10 ani, îți dai seama că... Și la fel. Deci senzațional mi se pare chestia asta. Sunt papuc mort, adică... Deci nu, asta... Mai țineți minte... Fii atent acum, Cristiane? Da. Hai, linia melodică. Deci voi n-ați mai cântat de... Când a fost ultima oară când ați cântat voi în doi? În 2013. Nu cred așa ceva. Da. Nu chiar cred 10 așa ani. Ceva. Ce premieră, îți dai seama, se gândește la view-uri, la de-astea, știi? Da. Acum 10 ani? Da. Fii atent, atmosferă. Vreau să te gândești bine. L-am asasinat și acum urmează să te asasinez pe tine. Așa. Lau. Poți să spun Lau? Da, poți să spui cum vrei tu, nu mă deranjează. Lau, deci fii atent aici. Lau, ță. Uite, n-am auzit niciodată introducerea asta. Știi că asta e prima mea linie melodică făcută pe ghitară, ever? Pe bune. Și băieții au avut candoarea și, cum să spun eu, generozitatea să accepte să pun pe piesă prima mea linie melodică făcută vreodată pe chitară. Asta e. Tără, 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 tără. Da. Nu. N-am curaj să spun ce simt. Ai putea să crezi că mint. Doamnă, e în sufletul meu. Ești departe și mi-e greu. Frunzele sunt lacrima, adiere șoapta ta. În cadoul desfăcut sunt doar clipele ce au trecut. Mă hrănesc cu amintiri, cu lacrimi de copil. Rănile sunt prea adânci când mă gândesc la atunci. Sunt un simplu pământean. Dragoste e tot ce am. Să dau, să dau, să dau, să dau. Sunt doar la început de drum. Te vreau lângă mine acum.
Inima-mi bate încet, timpul s-a oprit și aștept să trec, să trec. Băi, senzațional, Mătesea, băi! Extraordinar! Ai putea să crezi că mie toamnă e în sufletul meu. Ești departe și mi-e greu. Frunzele sunt lacrima, adiere șoapta ta. În cadoul desfăcut sunt doar clipele ce au trecut. Mă hrănesc cu amintiri, cu lacrimi de copil. Rănile sunt prea adânci când mă gândesc la atunci. Sunt un simplu pământean, dragostea e tot ce am să dăm. Dacă nu, poate nu realizat, dar pentru mine un eveniment, eu care știu pe oamenii ăștia de atâția mari vreme. 10 ani au trecut. De când am mai cântat. Și piesa asta, fii atent aici, piesa... Deci dacă... Anul viitor, 2024, 25 de ani... Reedita. Da, vin mai e, că... Am înțeles că paharul tău pupi, nu-l bei. Da, îmi cer scuze, mă iau când sunt evenimente de astea, îmi pierd uzufructul rațiunii. Eu să știi că am băut mai mult ca de bă, până la baie? Te rog, în spate. Dă perdeaua la o parte. Băi, mai poți să dai încă o dată chestia asta? Da, nu, dai drumul, lasă așa. Mai poți să... Iertați-mă, dar îmi place enorm. Puteți să mai faceți ritm? Îmi cer scuze, pentru mine. Și pentru Lau, dar nu vrea să se recunoască. Fii atent. Thank you.
sunetele astea sunt ca niște, adică nu sunt ca niște, sunt niște triggeri în ceea ce privește amintirile. Absolut. Că se recrează în minte imagini din trecut, instantaneu. E super interesant. Cum funcționează creierul? Da, nu, funcționează creierul. Atenție, n-ar funcționa seara cu creierul dacă noi n-am fi avut acea memorie muzicală de care... La mulți ani! Noroc! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, copii! La mulți ani, frate! Sărbători liniștite! V-ați cunoscut-o pe fata mea cea mare, Andreea? Acum ne faci cunoștință. Andreea este one man show. Cred că Andreea muncește mai mult ca mine în timpul podcastului. De ce nu ne mirăm? Cine vorbește, muncește mai mult ca tine? Eu doar fac o cafea. Nu e așa că melodia asta ultima are purici și nu se aude prea bine la sunet? Ultima, gata. N-am înregistrat-o deloc. A, trebuie să rom la capăt. Ce să vezi? Hai să mergem vorbim de ale noastre. Da. Horică, bă. Nu. Rinea Horică. I-am spus că îi spuneam Happy Feet. A avut un șoc, da, sfârșit. Și ce părere ai? Foarte bună. Nu, că și-am zis că l-am văzut. Personaj vesel. Happy Feet, Happy Feet Guru din localitatea respectivă din zăpada aia de acolo. Era tipul ăla care avea o chestie pe cap. Da, era știm, Robin Williams. Și l-am dublat pe el în Happy Feet. Ce avea o chestie pe cap? Avea ăla la gât. Ăla la gât, așa nu-l scotea deloc. Iartă-mă. Ăla la gât care era legat de faptul că... Da, exact. Din mare l-a luat. Exact. Știi? Era o idee de six pack beers. Exact. Actually. Da, da, da. Din nou, bine din nou ne întoarcem la verde, la Delta. Bravo. Sper că cei cinci, acum avem cinci urmăritori, pentru că au venit niște două fete noi care ți admiră crețul. Da? Aoleu. De la creț la creț. De la creț la creț, da. Nu, dar noi o să facem un revival bolium. Nu, am zis că îmi pun chiloții peste pantaloni și o ar Jackson 5. E, da, e mai da, bine practic, așa. Jackson 5. Să sărbătorim 65 de ani. Dar până la Jackson 5. Iau pe Laurențiu Duță și facem amândoi trupă. Amintirile văd că te răscolesc. Vreau să te întreb dacă ai crezut că e rost de vreo îmbunătățire aici la noi. Bradul e Brad. Așa. Crăciunul e Crăciun, peste puțin timp e Crăciunul. Și vreau să te întreb dacă e ceva de... Ai intrat cu pensula sau cu barosul? Să schimbă trupa. Mereu e loc pentru îmbunătățire, nu? Dacă îmi zici ceva, imediat pune în aplicare în... Bradul natural? Da. Da? Da. Puneți artificial ca să fiți ecologiști. Da. E natural? E artificial. E artificial. Deci... Ele musafir aici. Ieși afară! Ele musafir aici. Nu l-ai mirosit? Hai să-ți facem cunoștință cu studioul tău. Da. Ok, am înțeles. Bine, ok. Bun. Vezi că pe noi cu cât ne chem mai mulți, cu atât e mai greu. Stai că le iau acum la purici. Ce aduce aminte? Poate nu știi, poate nu știți, dar Șerban... Mănâncă scoică. Câteva cifre îți spun. 7 ani, 14 sezoane. 7 ani, exact. 7 ani și 14 sezoane. Din multe puncte de vedere, dacă fac un fel de, nu știu, clasificare, clasament al oamenilor care au apărut atât de mult în anumite sezoane, tu cred că ești în primii 10. Vreau să te întreb, cum au fost pentru tine cei 7 ani și cele 14 sezoane la Umor? Absolut fascinante. Ai Umor se prefigura a fi o emisiune clasică. La început se vrea ceva, dar ușor a devenit soiul de emisiune legendă. Eu sunt foarte mândru că am debutat în ideea de prezentator TV. Aici sunt pătălaua ta unde ești the god. Dar pentru mine, îți dai seama că am avut emoții, știi? Ai Umor sau te omor, acest slogan este inventat de mine. Da, da. Pe mine. Bune? Da, eu l-am inventat. Okay. A fost proiectul în care mi-am pus foarte mult suflet, pentru că am jucat o carte. Pentru mine prezentarea TV, it was not my thing, știi? Dar ideea în sine a proiectului a fost atât de curajoasă încât a zis, ok, I'm in. Pentru că, într-adevăr, presupunea să aduci în fața oamenilor niște momente care erau ieșite din comun.
Nu făceau parte din paleta de momente absolut gen X Factor, da, 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 da. Vocea României, în care lucrurile sunt ușor pudrate și prezentate cu oarecare decență. Oamenilor, aici s-a împușcat mult. Echipa de acolo a fost absolut minunată și oamenii cu care am lucrat au fost deosebiți și au avut, cum să spun eu, răbdare cu mine ca să mă prind și eu care e treaba cu televiziunea din partea asta prezentatului, știi? Dar să fim backstage și să fim martori la momente precum Pipino, ăsta care a venit și a picat, a pictat cu, cu, așa, da, cu atunci pensula, știi, cu tablou, da. Cu pensula când i-a făcut un portret lui Bendeac și au picat dinții din gură. Brent Ray Frazier îl cheamă. Viermele. The Worm, da, nu era The Worm, actually era Seth Rogen. Seth, nu mai știu dacă e Seth Rogen, e un actor. Da? Seth îl cheamă, e un artist american care vine aici și face impersonări, frate, pe unde le duce în extrem. Nu știu dacă te uitai la misiune? Da, da, n-ai pierdut asta. Nimic. Ei, am văzut ceva, stai liniștit. Da, era un frate care venea din Statele Unite și era absolut dement. Omul venea cu butaforie, cu costume, da, și se ducea în extrem. Și înghițit tot, nu? Da, era el îmbrăcat în șarpe și m-a înghițit pe mine și m-a născut. Dar nu, l-a înghițit cu costumul la, da, propriu. La propriu. Văzut, da, oamenii absolut fascinanți. Am văzut momente de afară, băi, nene. Deci m-au lăsat cu gura căscată. Nu a fost genul de emisiune în care să stai relaxat. S-a muncit extraordinar de mult. După 14 sezoane a fost și momentul în care a trebuit să mă și despart. Pentru că aveau nevoie de mai mult profesionalism decât puteam să le ofer eu. Dacă pune chitara asta de la... Da, rezolvăm noi banul viitor. Da. Sincer să fiu, a fost o problemă strict tehnică. Nu ne-am înțeles pe program. Am eu înțeles. Eu vreau să facem filmările fix când era tabăra mea. Aha, aha. Și mai important, ca tabăra mea nu există nimic pe lumea asta și a trebuit să... Da, ei n-au putut să mute programul. E super simplu. Da, am rămas prieteni, am rămas, adică vorbim, suntem ok, da. Care nu sunt cele mai mari câștiguri sufletești după acești 7 ani nebuni? Sufletești? Uh-huh. Am avut un singur câștig. Știi care era paradoxul? Eu, deși eram într-o emisiune de foarte mare succes, cu audiențe incredibile, eu n-am putut niciodată să comunic ce făceam eu în real life. Eu în real life mă ocupam de carbon footprint, mă ocupam de tabere educativ, chestii pe care n-aveam cum să le introduc în emisiune, să mi le promovez. Delia, Chelu, Bendeac, își promovau spectacolele, da, adică da, erau in the business. Ce făceam eu în viața reală, n-avea nicio treabă cu ce se întâmplă acolo. Adică nu puteam să vin să promovez tabăra exploratorilor în momentul în care venea la și picta cu pensula. Și nu puteai nici să îți pui o poză care să semnifice absolut toate elementele, deci pe care aveai de recunica. A fost un efort constant de a mă disocia cu ceea ce înseamnă Șerban Copoț în viața reală. Toate cei 7 ani de zile a fost o muncă titanică să reușesc să fac chestia asta. Și ca oamenii să mă ia în serios pe ce fac, pentru că eu totuși invit oamenii să-și lase copiii pe mâna mea în tabăra aia. E responsabilitate maximă. Eu invit business-uri să-și calculeze amprenta de carbon, să aibă încredere în ceea ce înseamnă... Vorba aia, când te duci la grădiniță și îți lași copilul, da, lași pentru câteva ore, dar la tine lași o săptămână. Câteva zile, adică nu e nebun ăla de la TV și pe mine nu m-a ajutat pe imagine. Da, lumea știa, sunt Șerban de la Animal X. Șerban de la ai umor, s-a făcut această trecere, da, da, Șerban da. De la ai umor, înțelegi, dar eu nu aveam practic niciun beneficiu. Eu nu aveam spectacole de stand-up, nu aveam spectacole de muzică, nu aveam spectacole de teatru, da. Nu aveam nimic. Am deci înțeles. Beneficiul meu în afară nu era. Lau, pe Robert, fiul tău, l-ai lăsat vreodată să mergă în tabără? Acum a mai crescut să ajungă la nivel așa, de explorator. Care e vârsta minimă? 8 ani. 8 ani de zile? Altul acum a făcut 9 ani. Am înțeles. Urmează la bară să... Anul viitor. E pe felie. Eu mă gândeam că anul viitor ne strângem cu toții și atunci facem 25 de ani într-o pădure, dar într-o pădure bine. Și cu copii. Și cu pădure copii. De oameni. Hai să nu, hai să... Eu cred că... Uite, vreau să fac o chestie. Vreau să fac planul de pe acum. Ești eu nu stau... Ești ca cu 25 de ani. Așa, da. A citat ca acum 25 de ani. Eu spun un nume și tu îl asociezi cu un atribut. Mhm. Delia. Creativitate. Dan Badea. Spontaneitate. Vlad Grigorescu. Magie. Chelu. Best form of it. Chelu? Mi se pare unul dintre
E greu să spun într-un cuvânt, dar sunt un om atât de creativ, serios, încât pot să-l compar cu un poet contemporan. În versurile pe care le face. Lăsând la o parte chestiile pe care lumea le vede la prima vedere. Doamne, tu ai avut posibilitatea să dai seama timp de 7 ani să... Este un... sunt mândru că l-am cunoscut în... înțelegi, în adevărata lui haină, și la TV. Și faptul că el face muzica pe care o face și versurile cu profunzimea pe care o atinge nu este întâmplătoare. Atenție! Chelul nu este un om superficial. Mihai Bendac. Profesionalism. Ilona Brezoianu. Prieten bun. E cunoscut pe toți oamenii de care am vorbit aici? Da, aproape, da. Ai fost vreodată în platou? În platou nu. Niciodată. Ai cunosc când eram mic. Da, iar mă complic cu mine. Eu vreau să spun că nu știu cum au reacționat fanii. Cred că o parte din ei au zis ne place, o parte din ei au zis nu suntem obișnuiți, dar eu când ați scos piesele astea noi, cu vibe-ul ăsta nou, eu am zâmbit satisfăcut pentru că am văzut dincolo de toate maturitate sau o etapă superioară. Etapă superioară pe care nu citește imediat oricine. De aceea... Să mai cântăm un cântecel. Băi, de ce? Dacă nu ne vă strângeți de 25 de ani, avem o înregistrare de acum. Băi, ce zgâre e ăsta. Deci, nu este șmecher! Tu ești șmecher! Mi-e frică de Șerban, vă spun sincer. Pare bine că te văd, deci să-ți dau cuvântul meu de onoare. De 10 ani, bro, sunt singur. Mai ales pe TV, eram obișnuit cu voi, moșule. Aveam un sprijin... Aveam dume, aveam chestii, aveam treburi. Mă uitam la tine, mă uitam la șopârlă, mă uitam la țăr. Știi? Ne simțeam, frate, veneau treburile. Bă, atât de singur am fost. Oh my God. Dar înainte de a trece la noutăți, iertați-mă, nu s-au văzut de ani de zile, trebuie să-i lăsăm să schimbăm. De ani de zile, ne-am văzut de la ziua cui, mă, ne-am văzut. Băi, chiar de aici. La ziua mea, deci. La ziua mea, da, la ziua mea. Oameni buni, aceste versuri au cântat acum peste 20 de ani. Oh my God. Dar ce melodie e? Ce piesă? Deci nu spun că după aceea okay. O să spun eu. Fac un preambul, să înțeleagă și oamenii. Gata. Că acum pe televizor sunt, pe televizor, pe laptop și pe telefon sunt două generații care trebuie să înțeleagă fiecare. Una e melancolică, alta este curioasă. Deci fie aici. În viața vieților noastre nu o să mai întâlnim asemenea versuri. Hai mai lasă. Nu. Cine le-a scris? Zi-mi piesa că spun. Că să știu dacă mă îngrop. Deci aceste versuri nu se mai întâlnesc, da? Astea sunt, da? Că mă prind imediat. Ia un acord. Păi să dea armonie. Nu, doar acord, atât. Ia, atât, poftim, da. Ce piesă e? Nu pasă. Nu. Amă, Lau, nu. Mai dați, mă, câteva note, nu se poate. Mai dai un pic. 10 ani. Fierbe, șopârlă, fierbe! Folosească! Doamne și domnilor, începe! Explodată! Merg cu casă și lopată! Fierbe cu ochii-n priză! Oaie surdă fără freză! Caracatiță cu blană! Găină de coafor! Cioară cu urei de tablă! Și... Terestru. Ăsta-i bestial să fiu. Tarantule crecănate. Au. Și cămile de panate. Ăsta-i bun, atenție. Castor mor cu ochii-n sac. Râme cu genunchi de drap.
Deci așa ceva. Nu-ți fie rușine, moșule. Ce, mă? La vremea aia erau. Știi ce muzică era pe piață? Băi, mai ce, la vremea aia? Da. Păi dacă le citesc acum zic, ce e asta? 99, da. Cei de la băieții de la 3 asta. Sud-Est ne-au cerut, adică lucram pentru album și mă ții minte, era Viorel. Eram în studio. Eram în studio cu Viorel, la abia terminase de construit studioul 3 Sud-Est. Năvodari. Deconstruit. Da. Atenție, am pus vată de sticlă pe pereți. Cu toți acolo, era... Cu vată de sticlă, cu băieții, da. Dat găuri, că pe vremea nu exista placaj cu găuri. Dacă nu, nu, era... Îl dădeam noi cu găuri. De 5 plăci și dădeam găuri. Înțelegi? Sau dacă te faci 10.000 de găuri ca să construim studioul 30. 10.000 de găuri. Exact, cu bormașina. Așa, și zici, bă, hai să faci niște versuri la piesa asta. Hai să faci ceva ca voi, nebun. Nu, iartă-mă, dar nu se poate așa ceva. Da. De unde? Ce, astea, versurile astea? Nu, ne-au luat... iartă-mă. Deci, zi-mie de unde a scos Parazit cu Parpalac. Era în slang-ul nostru, frate. Oricum, slang-ul nostru? Păi nu, nici... Nici Dr. Dre? Nu. Nici Eminem n-are chestia. Nu, aveam genul ăsta de infantilism combinat. Scuze-mă, dar asta nu-i pro... Tarantule crăcănate. Și păi nu-i normal. Ține de imaginație. Băi, elau. Iar asta, iartă-mă, dar o expresie nepământeană ca asta, de unde ați scos voi muc de extraterestru? De la extraterestru. Deci eu n-am văzut așa ceva. Că nu era chiar așa. Erau guange pe care le făceam, noi eram copii. Da, un soi de maimuțăreală. Era maimuțăreală, nu un soi. Adică era maimuțăreală. Lau, cea mai delicată, să spun, cea mai periculoasă, dacă vrei, o întâmplare din tot traseul ăsta prin care ai trecut. Okay. Știu foarte bine că existau fete care veneau după voi. Da. Dar atenție, i-am cunoscut mai multe trupe. La voi era un fel de lipici. În momentul în care venea cineva, era cu voi acolo, era lângă voi, vă urmărea în permanență. Tu ai trăit vreo stare de asta mai delicată, un context mai delicat? Cu vreo femeie? Cum să vină cu copilul acum? Ah. Nu știu. Tati! Cum ai apărut tu așa să greși ea? M-a mușcat de sfârc o fată și am făcut un soi de hematom așa. M-a mușcat rău. Nu cred așa ceva. Da, dar ca și întâmplare. Dar asta cu copii n-am. Deci aveam mereu prezervative. Nu. Bă, tu ești treaz, ai grijă. Erai de departe cel mai responsabil, aș putea spune. Nu. Eu eram ăla. Da. Nu, tot timpul trebuia să fiu mai treaz decât prezervative. Ei. Am înțeles. Da. Era... Niciodată n-am exagerat cu băutura, adică... Eu niciodată... Am băut. Nu, dar niciodată, eu când am fost la festivaluri, când am fost la concerte, când v-am văzut la emisiune de televiziune, niciodată n-ați exagerat. Asta am vrut să zic. Am băut, dar niciodată nu m-am făcut de râs, nu m-am făcut pilaf. Asta da, corect. Deci, am rămas în picioare, nu m-am bâlbâit, nu m-am făcut de căcat niciodată. Deci niciodată. O singură dată mi s-a rupt filmul la Chișinău. Atât. Da, ce s-a rupt la Chișinău? În toți anii mei de beție. Exact. Am adormit pe canapea în recepție. Băi, ești un înger. Băi, da. Am băut în cramă. Erau niște păhrele de astea și o ardeam. Coniac. Simbolic. Da, până când... La coniac, da, simbolic, ne-am făcut parda. Ca să-ți fac un context. Noi, când mergeam în anii 2000 la Chișinău, eram preluați de cineva de la Ministerul de Externe. Corect. Cât zici tu, mă duc și eu până în spate ceva. Deci veneam de la cineva de la, ca și cum ar fi serii, SIE. Cineva de la vamă ca să nu fim opriți. Pe vremea era destul și de... Și era o securitate destul de serioasă. Da. Și după concert la Palatul Culturii, în Chișinău, multe autografe, în sfârșit, succes nenumărat. Noi fiind în ziajul băieților de la 300. Mm-hmm. Am mers la un restaurant tradițional. Unde erau, bineînțeles, fruncea din Chișinău. Nu erau neapărat toți intelectual. Da, da. Se spunea simbolic, trebuia să bei. Da. Eu atunci am învățat să beau. Serios, alcool de ăsta. Că aveam momente în care credeam că mor, știi? Dar trebuia să respecti cel se care... Se spunea simbolic, trebuia să dai simbolic. Altfel, cine știe ce găsești. Simbolul ăsta era exagerat puțin. Te îmbolnăveai de etajul nou, eu știu. Da. Făceai pneumonie de la vreun glos prea rece. Era o chestie de tradiție, trebuia să respecti lumea. Simbolic. Bă, și simbolic, până
Eu la un moment dat am fost doar doi oameni mai treji în tot crew-ul. El nu. De adevărat că erau fete cu cortul în fața casei tale? Da. Bănuiesc că eu am un grup de fete care s-au așezat un cort. Erau mai multe corturi? Noi erau cu saci de dormit, cu... Da, noi am inventat WhatsApp înainte să fie inventat. În ce sens? În sensul în care se știa absolut toată țara, știa ce facem, unde suntem, în orice clipă, dacă suntem acasă sau nu. Cum aș? Adică... Pentru că erau permanență câțiva ani de zile, au fost minimum 10-12 persoane care pândeau casa noastră. Și transmiteau știrile. Da, știau mai departe. Cum? Asta pe SMS, pe SMS. SMS. Spuneau, băieții au venit, băieții au plecat. Vezi cu tare, a venit o gagică. 2, 3, 8, 10, 12. Doamne, iartă-mă! Clubul... Clubul diplomaților. Dar nu. Noi totdeauna am respectat fan clubul și... Nu cred că niciodată n-am amestecat lucrurile. N-am amestecat varza cu capra. Capra a fost pentru... Da, exact. Păscut și varza pentru mâncat. Da, serios. Asta a fost una dintre legile noastre. Mie îmi place foarte mult. Ești ca un înger. Ce-și caută o stea. Asta și... e ultima piesă, mă? Hoinărești mereu pe cer. Ultima piesă, da. Ai ochii în lacrimi și în palme... Și în palme viața mea. Foarte frumoasă asta. Și te întorci la mine. Sper. Băi, eu nu te înțeleg. Pe bune, vorbesc, Șerbane, îți spun sincer, ne cunoaștem de o groază de vreme. Eu nu înțeleg de ce, cum te-ai putut tu abține să nu cânți în toată perioada asta. Deci eu cred că 25 de ani se apropie, tăticule. Eu nu cânteam pe piesa asta, dar o să încerc. Păi nu era la camera producție, mă. Găsisem pian. Da, l-am văzut la clape, era reconcentrat. Și ca un înger își caută o stea, voi nărești mereu pe cer, mereu pe cer, ochii în lacrimi, palme-i viața mea. Să te întorci la mine, sper. Spune ce ochi străini, știe ce doar noi știm. Doar tu și eu. Spune, tu crezi în noi, jură că vom fi doi. Șerban ne cântă. Și prea departe și dormi pe mâna mea. Ți-am ajuns ca doi străini. La prima rază să pleci din lumea mea. Mereu în urma ta. Ce ochi străini, știe ce doar noi știm. Dar tu și eu. Spune, tu crezi în noi, jură că vom fi doi. Dar tu și eu. Șapte semne trucate, șapte zile de catifea. Toate atâtea nopți de dragoste cu aromă de cafea. Băi, ești nebun. Toate parcă se parte când privești în oglinda ta. Dar sunt distanță, duc cuvânt. Te urăsc, Horia, te urăsc, Horia. Spune ce ochi străini, știe ce doar noi știm. Crezi în noi, jură că vom fi doi, doar tu și eu.
ce doar noi știm. Oh, doar tu și eu. Doar tu și eu. Spune-mi, tu crezi în noi. Jură că vom fi doi. Oh, doar tu și eu. Bravo, bă! Bravo, bă! Deci spune ce ochi străini este un vers inspirat din Nichita Stănescu. Spune ce ochi străini. Nu e ochi străini. A, iartă-mă, am greșit eu. Dar știi că eu am făcut chestia asta și pentru că pe internet sunt versurile scrise incorrect. Da. Iar eu am făcut dreptate acum. La fel cum anul viitor. Ochi străini. 25 de ani, va fi tot o râmă. Deci este, spune ce băi, ochi străini. Spune-mi. Deci... Da. Vreau să spun că domnul Horia Brenciu este un excroc sentimental. Excroc sentimental! Excroc! Ține cu tot din adinsul să facă, să profite de faptul că noi suntem niște mici sentimentali, deși am fost niște bestii de-a lungul acestor 24 de ani. Am fost și bestii. Fii la o față-față cu Robert. Robert, dragă, să știi că pe vremuri eram o bestie, acum tatăl tău nu mai e o bestie. Vrei să-ți aducă ceva Moș Crăciun? Deci asta ești acum. E asta fiecare o joacă la fel. Care a fost, Șerban, cea mai frumoasă replică, cea mai frumoasă răsplata ta din partea celor care au citit cartea ta, manualul tău senzațional pe care l-ai conceput de o viață întreagă? Nu sunt două, trei foi acolo. Nu e o broșură, ca să ne înțelegem. În manualul exploratorului te referi, nu? Da, manual exploratorul. Ce am scris eu acolo, n-am inventat gaură la covrig. Am petrecut vreo 6 ani în care am experimentat și m-am documentat pe marginea tehnicilor de supraviețuire și cam ce am crezut eu de cuvință că ar fi important pentru un copil. Copilul meu, Teddy, Robby, să învețe. În cazul în care noi dispărem de pe fața planetei. Okay. Bă, copile, ai această Biblie. Learn how to deal with your life. Și am cântărit foarte mult și am împărțit-o în părți, am dus-o pe o parte și pe alta și m-am gândit, băi, care este cea mai esențială, cea mai bună, valabilă chestie pe care poți să o aplici în caz de urgență? Și avându-l ajutor pe fratele meu, am reușit să împart acest know-how pe 15 capitole, care pornim de la cum să te îmbraci, cazul în care pleci într-o drumeție, până la tehnici de prim ajutor în care chiar ai o urgență. Trecând până aceste copitole, deci vreau să spun ceva, Horia, vreau să spun ceva, copiii care au luat examenul de gradul 1, copiii au trecut la toate cele 5 materii până probă orală și practică, plus un examen scris. Poți să-mi dezvolui copiii, ce înseamnă un examen greu vis-a-vis de... E examenul de la Tabăra Exploratorilor, crede-mă. Deci la fiecare materie a dat probă orală. La fiecare materie. La fiecare atelier. Deci de la prim ajutor, orientare, astronomie. A avut parte orală și parte practică. Mm. Pe lângă asta au fost chemați într-o sală de clasă și au dat un examen scris cu 15 întrebări. Copiii ăia, dacă te ajută Dumnezeu în viața asta să ai un necaz și să te întâlnești cu ei, copiii ăia te pot ajuta. Crede-mă. Pentru că am cerut din partea profesorului să fie intransigenți și nivelul care se aplică un explorator de gradul 1 să fie the best one you can get. Copiii ăia știu. Și crede-mă, din 58 de copii care au dat examenul, au luat doar 12. Din 58 au luat 12? Da, 12. Atât de drastic a fost examenul. Și băiatul meu n-a reușit să ia examenul. Te-ai pierdut vreodată în pădure? Nu, că era cu mine. El e mai... pe post de busolă. Da, da, dacă mă pui așa, mă întorc într-o parte. Stăpân burtă și se... Da. Unde se întoarce e nordul. Se spune, după se spune pe burtă. Da, vin mai avem sau ce faci? Da, dar vreau să-ți atrag atenția că Laurențiu este pasionat de neuroștiință. Asta știam. Voilà. Și a realizat ce impact a... Deci, atenție. Ce impact are... neurochimicalul dopamina sau hormonul numit dopamină în ceea ce facem azi zi de zi și felul în care proiectăm viitorul. Luminează-ne. Te rog să-mi explici chestia asta până... Vrei să dezvoltăm subiectul? Pe scurt. Pe scurt. Long story short.
două tipuri de dopamină. Aia bună, aia era. Aia bună, aia era. Există partea de recompensă a creierului care îți oferă acest neurochimical atunci când, nu știu, mănânci o bucată de ciocolată sau te joci la jocuri sau te uiți la un film porno sau faci sex. Da? Continuă, mi-a tremurat puțin sticla, dar tu continuă. Și mai există partea de dopamină. Pentru dopamină. Pentru dopamină. Dopacine, dopamine. Dopamină care te ajută să anticipezi o viitoare recompensă. Adică care e un soi de trigger. Am înțeles. Îmi doresc acel, nu știu, acea mașină, îmi doresc, și care are un soi de drive. Te împinge să... E un call to action. Și crezi tu că, de exemplu, după ce se vede acest podcast plin de povești pe care nu le-am mai auzit de 20 și ceva de ani, ce crezi că va însemna pentru cei care urmăresc această nebunie, acest șuvoi de sentimente pline de melancolie, pline de amintiri? Din perspectivă neurochimică? Da, absolut. E probabil că acea plăcere pe care o vor regăsi o parte dintre ascultători sau privitori vor fi inundați de aceste endorfine sau... Deci fii atât de aici. Asta își dublează timpul. Sunteți gata? Da. Emisiunea asta este live sau? Nu. Este... Nu, se montează, mulțumesc. Este live. Tot sunetul este live. Post-producție, o să repartă. Zi și noapte. Simt lipsa ta. Zi și noapte, simt lipsa. Mi-am pierdut. Am pierdut încrederea. E pustiu fără tine. E pustiu. Deci fără tine, fără tine. Zi și noapte simt lipsa ta. Aha. I-am pierdut încrederea. E pustiu. Fără tine, fără tine. Mi-e dor de tine. Da. Dă-mi un semn. Știi foarte bine, viața mea fără tine n-are niciun sens. Zi și noapte simt lipsa ta. Mi-am pierdut încrederea. E pustiu. Fără tine, fără tine. Zi și noapte simt lipsa ta. Mi-am pierdut încrederea. E pustiu. Fără tine, fără tine. Mama mia, ne-am întors timpul înapoi. Fără tine. S-a întors timpul înapoi, mă. Aoleu. Băi, cum s-a întors timpul filmat clipul. Eram în Delta Dunării, Horia, la 58 de grade la soare. Și am filmat acest clip. Dunele de la Caraorman. Da, Dunele de la Caraorman, ții minte, da. Ții minte cum erați acolo. Dar nu s-a văzut, erați profesioniști. Perfect. Doar atunci. După cum știți, Crăciunul se apropie. Și trebuie să desfacem cadouri. Eu am primit cadoul meu. O hartă? A. Nu? Okay. Nu, este vorba de... E vorba de o carte pe care... Nu pe găsiți nicăieri de cumpărat, care are doar Horia. Pe care o să o pun sub brad. Bunicule, te iubesc. Mi-a fost tare dor de tine. Dar și de mama, de tata, de verișorii mei, de mușdei și de tilică, de toată lumea de acasă. A fost o aventură pe cinste, așa cum oricare dintre copii își dorește să aibă la Polul Nord cu Moș Crăciun. Completez eu? Ho, ho, ho! Horia Brânciu. Orchestră. Iar acum, momentul de Crăciun mult așteptat. Altă melodie? Da, moșule, da, să murim. Nu mai avem ce să facem mai aia de 25 de ani. Am cântat-o repertoriu. Chiar îți place să cânti. Ar trebui să-ți faci o trupă. De ce nu te apuci de cântat? Eu vreau doar să stimulez întâlnirea de 25 de ani. Ok. Mulțumesc. Hai să vedem. Nu, așa. Mai dai versuri diferite? Fii atât aici. Vezi că nu e ușor. Omul cu șobolani?
A, omul de zăpadă. Auzi, fii mea, zâmbește, că știi că acum 10 ani, când mai, nu, acum 15 ani. Unde ai fost? La OCS. Poftim? Ce OCS? Măi, alo, ce? OCS este minunată? Doamne și domnilor, iar acum, no, cine credeți că vă colindă? Sunt top oameni. În apropierea Crăciunului. Ați ghicit. Da. Pe vremuri se spunea hienă. Da, și dar astăzi... eu cred că avea exact calitățile opuse hienei. Dați-mi voi să vă prezint colegii mei. La chitară, Bursuc. Ne facem de râs. Hey! Bursuc la chitară. Hey! Cristian. La tobă. Viezurele. Viezurele. Vali. La pian. Cum? La pian e Frank Sinatra, că avea asta seamănă. Ia treceți acum la colindat, nu mai e vreme de pierdut. Da. Aveți și clopoței? Hai, uiteți. Triagă, ăla. A venit iarna. Paznică. Bă, dar asta e scurios de asta. Acum ar trebui să intru, nu? Acum. A venit iarna. Paznic în grădina mea, șa de pe un covor de nea, omul nostru de zăpadă, cel mai vesel din ogradă. Îndrăgit de Moș Crăciun, cel cu ochii din cărbun, e născut din hărnicie. Iar atunci când o să vie, moșul o să-i ceară sfatul cât să-și descarce sacul. Singurul ce în ajun îl vede pe Moș Crăciun, este omul de zăpadă. Așa este în lumea întreagă. Singurul ce în ajun îl vede pe Moș Crăciun, este omul de zăpadă. Așa este în lumea întreagă. Nasul lui din morcovel a sotat cu fulărel, pălărie, fistichie, zâmbet plin de veselie. Noaptea, singur să nu fie, luna-i ține companie. Moșul ca zicea răsfatul, cât să-și descarce sacul, pentru că el este prietenul copiilor, regele Bulgării. Singurul ce în ajun îl vede pe Moș Crăciun, este omul de zăpadă. Așa este lumea-ntreagă. Singurul ce-l ajun îl vede pe Moș Crăciun, este omul de zăpadă. Așa este lumea-ntreagă. Care o melodie asta? Da, mă, eu am scris-o pentru copii. El a scris-o pentru copii. Din cartea. Bravo! Au, da. Cu părere de rău, da, și sincer, îmi scuze, piesa asta n-o s-o cântăm la 25 de ani de Animal X. Sper. Pentru că va fi chiar în mijlocul anului. Și... Nu. Sper. Adică fiecare a avut vrătăcerea lui artistică. Și voi, ca niște prieteni buni, bineînțeles că v-ați ales cea mai slabă piesă de pe albumul ăla. Iar acum întrebările! Niște întrebări, cât să le pui așa, ca niște fructe de mare. Oh. Șerban, concert cu CD sau cu band? Band, clar. Iată, dragii mei, a ales varianta corectă pentru 25 de ani de Animal X. E? Mihai! La concert cu băieții sau singur? Laurențiu, tatuaje sau ciorcei? Tatuaje. Câte ai? Nu le-am numărat, astea dar... Astea au tatuaje, s-a prunzat cu mileu. Bă, dar tu ai lucrat la astea? Le-ai de mult? La 25 de ani, cred că le-am făcut. Și acum are 28. De 25 de ani tatuajul? Da. Extraordinar. Cerbane? Da. Vezi că e o întrebare grea. Da. Piercing sau tatuaj? Niciun. Fuego sau Cristiana Răduță? Cristiana Răduță, anytime. Băi, te-ai mai întâlnit cu Cristiana Răduță? Nu. Voi cu Cristiana Răduță știți foarte bine contextul? A avut turneu cu ea. Ați avut turneul ăla de multe orașe. Super artist, clar. Pentru acel turneu, dați-mi voie să fac o dedicație. Turneu antidrog, da. Cristiana Răduță a făcut super treabă, chiar a fost. Fuego are publicul lui, îl respectăm. Așa?
ce să zic? Împodobești. Hai! I-ai adus aminte de Fuego când te-a văzut cu freza asta. Nu știu să o cânt. Sunt plantă. Împodobește mama în brațul. Imediat m-a strins. Irina Lockout. Paul, după cum știi, am ureche, mă. Băieții sunt fani. Da. Atenție. Nu, hai să ne înțelegem. Îl apreciem pe Paul, serios. Dar știu că îl apreciez. Îl apreciem. Nu, acum ai aflat, crede-mă că e prima oară când spun treaba asta. Pe bune. Serios. Am aflat că este anti-manele, which is great. Paul, ți-am zis. Paule, mă, cătă-s gurat! Dă zăpadă cu lopata, fii atent aici. Vreau să vă spun ceva. Domnul Horia Brânci a pus alcool în vin. Ne-am bătat și acum profită de noi. E exclus așa ceva. Lau. Iată aici. Nu e întrebare ușoară. În ce oraș erau cele mai frumoase fane? Fane sau femei? Nu fane, că noi nu ne uităm la fane. Dragul meu, ție îți revine sarcina să spui răspunsul ăsta. Fanele erau frumoase peste tot. Așa te vreau. Corect, dar? Dar femei cu care am stat la un pahar de vorbă și de vin. Absolut. Avem Onești, Focșani. Baia Mare. Da, Baia Mare. Oradea, Cluj, Timișoara. Craiova, Timișoara. Da. Noi găseam cam peste tot. România este foarte frumoasă. Da. Trăiască România dodoloață. Da, da. Șerban, lapte gros sau de avați ascunsele? Și una și alta. Îmi plăcea și lapte gros și vați ascunsele. Mamă, dar, dar și te-ai jucat? Noi ne-am jucat. M-am jucat cu el. Îl jupeam în lapte gros. Da. Fiind aici, capă. E o întrebare esențială, profesională de data asta. Okay. Care ar fi primele piese de mobilier pe care le-ai pune într-o cameră goală, nemobilată? Aș pune niște suporți pentru boxe și un stand pentru pick-up-uri. Mama mia, da. Și o saltea pe jos. Asta a rămas, mă. Aduc eu lumânările. Perfect, mergem mai departe. Ah, Șerban, cu cortul sau cu rulota? Cu barca. Bine. O întrebare de, de distracție. În perioada anilor 2000, trupa cu cel mai mare fanbase era? Animal X. Da, este adevărat. Corect. Liviu Vârciu sau Mihai Trăistariu? Vârciu, clar. Dar Cash? De ce punct de vedere să alegem? Adică, nu contează, am zis. Vârciu era de... Adică da, ne-am înțeles comitet, totdeauna așa, bine. De comitet. E, da, da. Cash sau card? Card. Festivalul de la Mamaia sau festivalul de la Calatis? Salatis. Pentru Băi. Că Mamaia ne-a țepuit, serios, ne-a furat premiul. Serios. Mai ții minte, mă? Și de atunci am zis Mamaia, no way. Salatis, mergem. Că nu pot să zic aici. Mamaia... Aș vrea să fac și o dedicație pentru prietenii mei. A fost viciat de corupție. Și mi-e dor de ochii tăi. Piesa foarte drăguță, nu mă înțelege greșit. Și n-ave nimic cu artistul. No way. Ce art cadouă vă băi. Ochii tăi întigăi. Ce ai de lumânări? Dan Badea sau Bobonete? Badea. Mie îmi plac amândoi, adică mi se par funny și deștepți. Tu ce ai de comentat, tineră? Dar și... Nu am încercat să-l influențez. Era deci, fost una... Dan bine, Badea. Atunci, o întrebare la care, dacă nu răspunzi, sezoane. Dacă da. Nu răspunzi, okay. Ca de tot ce am vorbit până acum. Care sunt cele trei categorii de vârstă ale cercetașilor? Ale cercetașilor? Da. Nu mă interesează. N-aș vrea să știu, dar ca să eliminăm orice fel de așa, bun, hai să spun care este diferența între exploratori și cercetași. Așa. Noi nu creștem soldați. Nu știu dacă ai citit cartea lui Mr. Bowell, dar copiii erau crescuți și educați în spiritul cercetășesc pentru a fi în stare să se ducă behind enemy lines, să supraviețuiască folosind tehnicile respective, cât să numere numerele de trupe și de echipament de acolo, să se întoarcă acasă și să spună acele pentru informații. Un motiv mai... Ok.
noi învățăm pe copii să iubească natura și să prețuiască resursele. Este o diferență fundamentală între noi și, cercetași. Pare rău să te duc într-o direcție. Nu, mai pus la punct. Mai oricum la punct. O să tai la montaj chestia asta. Da, da, o să tai nimic. Fii atent aici. Un alt de întrebare. Ciorba de burtă sau saramura de pește? Saramura. Ambele îmi plăc, dar saramura. Saramura, nu fi trădător. Și ciorba de burtă îmi place. Nu fi trădător. Saramura. Turneu național cu Animal X sau prezentator la emisiune în prime time? Bă, foarte grea întrebarea, dar ușoară în același timp. Adică depinde ce timp de pregătire și de stat departe de familie îmi presupune fiecare întreagă. O întrebă foarte grea. Okay. Pentru că mă concentrez. Șerban a trecut prin experiența asta, acum e rândul tău. Yeah, bun. Cu cine ți-ar plăcea să faci echipă la America Express? Fuego. Da, e de adevăr. Eu nu știu emisiunea asta. E da, adevărat cum e. Trebuie să fii zdravă, nu? Trebuie să fie de încredere și în același timp, dacă, de exemplu, tu ești într-o... Ești debusolat și depresiv, el să se zică hai. Hai, că... Hai, Mihai, Laurențiu. Ia, să răspund serios. Am un tovarăș Victor care e foarte... Victor. Victor, da. Perfect. Victor. Cu cine mă înșeli? Da. Tu ai fost cu unul sau cu doi? Eu am plecat în America, în Asia Express, actually, cu Cosmin Seleși. Seleși? El s-a accidentat la finalul etapei Sri Lanka și după aia l-au adus pe George Vindilă. Cred că ai fost singurul care a avut, practic, doi oameni da. În această aventură. Da. Care ți-a fost mai de încredere? Nu se compară, pentru că sunt firi total diferite și genul de performanță pe care îl poate atinge oricare dintre personaje este total diferit. Cosmin Seleși are calitățile lui, George Vintilă, în mod evident, are calitățile lui. Este pilot de curse, practicant de sporturi extreme. Cosmin Seleși, actor. Și-a prezentat Te cunosc de undeva și acum la Pro TV prezintă o emisiune foarte mișto. Nu pot să-i compar, adică sunt în chestii diferite. Un răspuns politically correct foarte bun. Nu, ce să fiu în zona politically correct. Aveam mult mai mare succes cu Cosmin Seleși și la Hitchhike, adică atunci când opream mașinile, spre deosebire de George. De ce adică era asta? Absolut funny. Când opream cu Cosmin, el cu ochii albaștri, mititel, era total inofensiv. Când opream cu Vintilă, I want to take, can you take me too? Și în India care sunt și când ieșea Vintilă cu ea, la un moment dat, bro, las-o, hai să opresc eu mașină, vrei? Nu vrei să vorbesc eu? Ca să plecăm de aici. Au trecut 5 ore, cu mine suntem în același punct. Nu spune nimic, eu am tăcut din gură, dar bă, pierdem cursa. Deci tu vrei să-mi spui pe scurt că dacă vreodată că... te-ai pierde în România sau în Sri Lanka, cel mai bun autostopist ar sunt fi... eu, pentru că eu am fost singurul care m-am obișnuit, am învățat să vorbesc singaleză. Băi, ești formidabil, tu ai memorie auditivă da, senzațională. Da, eu am învățat să vorbesc singaleză, în respect față de popor și din dorință de a mă descurca. Am învățat să număr până la 10, să... Număr până la 10 în singaleză, te rog. Eca, deca, tună, hatara, paha, haia, hata, una, deca. Am, s-ar putea să fi bulit, că s-a întâmplat acum mulțim. Mulțim așa. Ce, cine știe aici? Machang înseamnă prietenul meu. Machang. Kohede, că înseamnă unde se află. Am învățat niște fraze. Karuna Karala înseamnă mulțumesc frumos. Cum ai zis? Karuna Karala. Karuna Karala. Adică am învățat. Și pe mine să știi că am avut o viață foarte ușoară în Sri Lanka prin faptul că am învățat frazele astea și oamenii apreciau faptul că absolut. Am făcut acest efort, știi, să învăț. Și ne-am descurcat foarte bine. În India a fost altă poveste. Înțelegi? În India toată Sri Lanka m-a avertizat. Nu te duci în India, Șerban. Pentru că mă prietenisem cu oameni și spuneau nu, don't go to India. Very dirty, very nu știu ce. Și eu zic că terminați prostii. Mă descurc. Și primul contact a fost când am întrebat where is, și a început domnul. I think you should go straight and after 500 meters you turn left. Și a început să-și depună icrele în timp ce vorbea cu noi. Și eram, what the fuck, what the... India e o țară fascinantă.
fascinantă cu oameni absolut primitori, nu ne-a cazat nimeni în 37 de zile. Doi oameni ne-au primit, unul care a fost banchet. Draga mea soție, următoarea noastră vacanță va fi în India. Perfect. Așa, și unul ne-a cazat, ne-a primit să punem cortul pe casa lui. Serios. Am dormit în cazări în care pleca carcalacul cu papucul. Carcalacul, tate, un gândac cu forță, un fel de Dorian Popa al gândacilor. Tarantulă crăcănată. Asta era, tarantulă crăcănată. Un soi de Dorian Popa. Înțelegi? Pleca cu papucul și aveai trei feluri de țânțari, holeră, ăsta, giardia, febra galbenă, păienjeni cam tot așa, furnici pe mai multe neamuri. Da, gata, gata, mă convins. Du-te în America. Merg în Laponia. Victor ăla. Ia-l cu tine. Am o ultimă întrebare pentru amândoi. Ultimă? Da. Dacă ați fi fost patru în trupă, ce animal ar fi fost cel de-al patrulea? Who knows? Nu știu, depinde de caracter, moșule. Serios. La noi, adică porc ștrot. Trebuie să aibă niște trăsături complementare cu personajul în sine. Nu știu. Dacă ai fi tu la noi, ți-am spus Happy Feet. Acest outro care ar trebui făcut în mod tradițional de către tine, vreau să contribui și eu la el, nu să ți-l iau eu. Și să le amintesc oamenilor care se uită la acest podcast că au avut încredere în noi preț de foarte mulți ani și au amintiri foarte multe alături de noi și muzica noastră, că a fost creată cu ajutorul nostru sau doar de către noi, le aduce amintiri frumoase. Și indiferent dacă se va întâmpla acel concert de la anul sau nu, dragostea care va fi între mine, Vierme, că îi spun calul fratei meu și îl iubesc din tot sufletul meu și pe Șopârlă și pe Țapu și pe Marțianu și pe Greiere, muzica asta pe care am făcut-o noi, am făcut-o din drag pentru ei. Pentru că, deși muzica este o manifestare interioară, se duce către exterior, către oameni. Noi ne-am respectat dintotdeauna fanii și cred că este în sentimentul meu Lau, cum îi spui tu, dar mie mi-este absolut bizar și să spun în continuare Vierme sau Babeto, să le urăm din partea noastră și a familiilor noastre la mulți ani tuturor celor care se uită la noi Crăciun fericit și să nu uite că cele mai importante lucruri, uite-te la noi, după 25 de ani putem să ne îmbrățișăm cu drag, să nu uite că recunoștința, familia și prietenii adevărați sunt niște bucuri atât de niște bunuri atât de prețioase încât faptul că ne întâlnim atât de rar cu ele în viață trebuie să ne ridice niște semne de întrebare. Fraților, iubiți-vă aproapele, sunați-vă mama, unchiul, tatăl, cei cu care n-ați mai vorbit de mult timp și spuneți-le un sincer, te iubesc și mi-e dor de tine. Unor mi-este dor de tine chiar dacă sunt lângă tine, pentru că mi-este foarte greu să mă conectez la tine. Mi-este dor de tine, Horia, mi-este dor de tine, Babeto, mi-este dor de tine, Șopârlă, Țapule, Greiere, Marțiene, mi-este dor de voi, fan, și poate o să ne revedem la anul așa cum are acest mastermind, acest mega mind al industriei muzicale, Horia Brenciu, plan să ne revedem noi. Decizia o să o luăm între noi, mă revedem. Absolut, nu, chiar nu. Dar vă spun cu sufletul împlinit că a făcut o reală plăcere să mă văd cu el. Am făcut un dive ca un plic de ceai într-o apă plină de melancolie. Ah, da, frumos. Da. Și îți mulțumesc că chiar ți-ai bătut capul să-l aduci pe domnul. Băi, milionar, înțelegi? Omul înseamnă, timpul înseamnă bani. Îți mulțumesc. Noi vă mulțumim frumos și pentru asta avem ceva să vă dăm. Ei, nu cred. E un pahar și un vin alb. Așa ceva n-am mai fost niciodată. Mulțumesc. Mă bucur tare mult că ați venit și mă bucur tare mult că am făcut acest lucru. Dragilor, Crăciun fericit vă doresc. Crăciun fericit. Mulțumim la fel, Crăciun fericit. Mulțumim mult. Ați avut o idee mișto. Ai o familie minunată. A fost plăcerea noastră. Mulțumim lui Cristi care... Da, acest manglitor mijlocitor. Astăzi pe care îl iubesc foarte mult, serios. Chiar ești acest Andreea Marin al... Bravo, yes, ai simplu. Serios, da. Nu te înfricoșa. Au fost pentru voi astăzi Hiena, Vierme, prin telefon Șopârlă, iar eu Țapu, Happy Feet, Marțianu, Marțianu și cu Țapu. Și să nu uităm de Greiere și Happy Feet. Ok. Suntem cu toți aici, niște animăluțe.
Da, animăluțe, că animăluțe eram acum 25 de ani. Scrap! Și piesa începe așa. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa ca un fug în palma ta pentru mine. N-ar fi prea puțin. Nu ca foarte simplu. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Mi-e de ajuns doar muzica, mi-e de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. A fost astăzi Cristian cu chitara de la Greta Thunberg electrică, Marius la pian, Vali acolo la tobe, Șerban la sunet, Andreea și ea prezentă lângă noi. Mulțumim, Andreea, tu ții emisiunea asta. Dami și bineînțeles Cristi. Te vreau în echipa mea! Atent! Stai acolo! Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața pe lângă perna ta. Îmi place să așa cum ești, când mă cer și când mă ieși, și speranța nu te vei schimba. Nu te vei schimba. Nu caut mistere să le dezleg. Oh, bine! Bă, mă bucur că am cântat și piese din gen epoca mai recentă de Cretacic, gen mezozoic. Dar să vezi pasta din socialismul timpuriu. Așa, a, X-ul? X-ul, da. Dar nu l-am semnat niciodată așa. Stai. Dar nu
mamă, să ne autografi, nu era așa. El, du-te, tăia cu de când ai mai terminat așa. Ha? De mult. Ha? Doamne, de wow. Când ai făcut așa? Băă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 ă
Nu râde, că am uitat dulcele. Uite, uite, uite. Era prăjitură. Cerbane, am uitat dulcele, mă. Senzațional. Băi, gust să credem. Iată, dragii mei, pentru prima dată, după atâtea memorii, noi gustăm dulcele la capăt. Nu, iată aia. America. La... Băi, bun! Da, e foarte bun. În adevărat, podcast se încheie în note dulci. Mm. E dore mi fa sul la zi.